Bună tuturor și la mulți ani, astăzi tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae. Sunt foarte fericită să fiu în această seară alături de voi, cu un subiect, să zic eu, destul de comun, dar foarte puțin discutat, și anume despre invidie. În această seară am să-mi petrec timpul cu voi, în care voi expune mai multe. Discuții legate de uh, cuvântul invidie despre acest sentiment pe care îl trăiesc anumiți oameni, ce aduce bun sau rău în viața oamenilor care trăiesc sentimentul invidiei, și foarte multe picantării, ca să le numesc așa, de ce nu? Pentru că sunt persoane care nu-și dau seama că sunt invidioase și viața lor este condusă de, de această trăire. Și abia la final, undeva peste câțiva ani, își dau seama că au avut anumite acțiuni care au dus către, către un rezultat pe care nu și l-au dorit Și abia atunci au dat seama că era vorba de invidie pe care o aveau în suflet Înainte să încep discuția și să intru în acest topic și vă și spun din meniul serii, ca să zic așa o să discut despre invidia care se naște între femei, între o femeie și alte femei, între bărbați și femei, între bărbați, uh, invidia între copii, între adolescenți, invidia în familie, invidia la locul de muncă, uh, chiar și invidia care apare între, să zic așa, soacră și noră, și invidia care apare între socru și ginere. Adică destinația este către ginere din partea socrului, la fel cum și din partea mamei către noră, fără să-și dea seama de fapt că ele sau ei sunt îndrăgostiți de propriilor copii. Oricât de scandalos ar suna, veți vedea sau nu dacă și voi trăiți cam o astfel de versiune a incapacității de a accepta persoana respectivă în viața copilor voștri și poate nu v-ați dat seama dacă trăiți uh, un sentiment al invidiei. Poate că nu, poate că este un alt sentiment, de aceea am zis să deschid această discuție, să vedem împreună dacă aveți astfel de, de trăiri în sufletul vostru. Mai apare și invidia între bătrâni, uh, chiar și între femeile mai în vârstă, vis-a-vis de adolescente, sau invidia, să zic așa, al. Uh, al prietenilor, invidia care se naște între prieteni. De exemplu, poți să fii o persoană care se simte la un dat invidie că prietena ta cea mai bună sau prietenul tău cel mai bun și-a găsit pe altcineva cu care să petreacă un timp mult mai calitativ decât cu tine. Toate aceste discuții am să le lansez după ce am să vă spun că dacă vreți să vă achiziționați un cadou, sau să faceți, mai bine spus, un cadou persoanelor dragi, mai ales în prag de sărbători, puteți să comandați numerograma elaborată de Eduard Agachi, pe care o găsiți pe, care o găsiți pe site-ul sau în aplicația Secretul Numelor, dacă vă instalați de pe Google Play și acolo sunt pachete create de numerograme pe care le puteți lua în drept cadou persoanelor dragi. Acele numerograme sunt în număr de 100 și ceva spre 120 de pagini care pot fi evident listate. Ele sunt în format PDF, s-au trimise chiar și așa în prag de sărbători persoanelor care vor să se descopere și să se autocunoască. Totodată puteți să comandați și cartea Secretul Numer, manualul de numerologie de pe site-ul Secretul Numerelor sau de pe site-ul meu soada.ro și cursurile de numerologie care sunt acolo în număr de 9 module special destinate oamenilor care vor să pătrundă în tainele acestor minunate simboluri care descriu persoana cap -coadă. Totodată, dacă doriți cartea mea cu autograf, care încă mai există și uh, oferită cu autograf, o puteți găsi doar pe suada.ro, O puteți comanda de acolo cu autograf sau fără, dacă asta vă face plăcere, plus dacă vreți un jurnal care îl vedeți aici în spatele meu, destinat persoanelor care cărora le place să scrie gândurile sau să extragă anumite înțelepciuni și să le așeze într-un loc cu totul cu totul special. Plus cărțile ambele, atât cartea tehnică de citire a chipului, cât și manualul de numerologie sunt și în limba engleză. Așadar, dacă aveți persoane în viața voastră care nu cunosc limba română și vor totuși să, să pătrundă în aceste secrete sau aceste taine interesante, eu vă invit cu toată încrederea să le oferiți cadou pentru că o să fie un cadou pe viață. Tot la mine pe suada.ro aveți și lista cu evenimentele pe viitor, cursul tehnic de citire a chipului care va fi în ianuarie și cursul simbolurile din tarot, studiul arcanelor majore. Ele sunt programate pentru luna ianuarie și acolo aveți toate detaliile. La fel și seminarul Tanele Feminității, seminarul Singurătatea, și seminarul arhetipurilor bărbaților ce vor bărbații, tot la mine pe site găsit pe platforma de cursuri. Absolut toate aceste seminarii, gata, înregistrate și pregătite pentru toți cei care vor să urmărească în ritmul lor. Așadar, am să intru în discuția despre invidie și am să descriu, să zic așa, persoanele sau, hai să zicem, în primul rând, categoriile de persoane care trăiesc sentimentul invidiei. După cum ați văzut, mai devreme am menționat că există invidia care se naște între femei. Acele femei care nu suportă pur și simplu alte femei din mai multe puncte de vedere și am să le și înșir. Probabil că o să vă regăsiți și voi. Ceea ce vreau să menționez, în primul rând, înainte să intru în toate categoriile sau să pătrund în ele, mă întrebați într-un live anterior pe care l-am făcut sau plus și în alte mesaje pe care le-am tot întâlnit în decursul anilor despre blestem. Și eram întrebată cât de important sau ce părere am eu despre blestem. Țin să vă anunț că sentimentul invidiei este net superior și mult mai puternic decât un simplu blestem după care lumea încearcă să se extragă sau să fugă, mai ales că invidia pe care o simte un om este un fel de auto blestem administrat. Uh, încă de la începuturi, dacă ne uităm și în Biblie, dacă vreți să începem cu începuturile, chiar și acolo între Cain și Abel sau destinația a fost către Abel, evident, uh, apare chiar în primele scrieri legat de invidia Și -o dar întâlniți invidia și acolo și cum anume ea se manifestă și cum arată și care este sentimentul specific pe care îl simte un om vis-a-vis -vis de celălalt om Apoi nu mai vorbim despre căderea lui Lucifer sau a Îngerului, tot din invidie vis-a-vis -vis de Creator, vrând și el la rândul său să aibă împărăția sa. Așadar, eu consider că invidia este un, un, hai să zic așa, un sentiment sau mai bine spus, o energie mult mai puternică decât blestemul. Și mai ales, cum am spus, persoana care simte invidia are în ea o doză de autoblestem pe care și-l administrează foarte mult. Persoanele care sunt invidioase trăiesc fără să-și dea seama un program care rulează în fundal. Dacă vă treziți așa în urma invidiei pe care o simțiți că în timpul vieții voastre sau în decurs de câteva luni după ce s-a născut această trăire în sufletul vostru, aveți tot felul de ghinioane sau întâmplări pe care nu vi le puteți explica, însă și invidia are și ea un program sau o formulă foarte bine pusă la punct pentru cel care ajunge să o trăiască. În teoria celor cinci elemente, adică acele elemente din metafizica chineză, și anume apă, lemn, foc, pământ și metal, invidia este situată în elementul foc și este reversul admirației. Admirația este partea pozitivă sau să zic așa o energie extrem de pozitivă în inima celui care se naște. Foarte multe persoane îmi spuneau la un moment dat, tu soada, dar tu îți dai seama ce bine este să fii invidios și să trăiești sentimentul invidiei pentru că te ambiționează, te face să-ți dorești să faci mai mult sau să ai mai mult în această viață. Uh, însă și invidia m-a făcut să aleg să, nu știu, să muncesc mai mult sau să-mi doresc să dobândesc și eu acel ceva dacă nu exista invidia în mine nu cred că era ceva care mă făcea să mă ridic din pat sau să încep să mă apuc de un proiect sau să iau un examen sau să fac o facultate dar uh, ratează oamenii aceștia uh, un sentiment mult mai nobil care se află evident pe reversul medalii pentru că invidia și admirația arată așa ca o monedă iar reversul uh, să zic așa, invidiei este însă și admirația. Admirația trezește uh, inspirația. Când admiri pe cineva și alegi să rămâi la stadiul de admirație, ea poate să nască în tine inspirația, ceea ce este extrem de căutată de foarte mulți oameni care, fie că sunt, nu știu, artiști sau persoane care caută să creeze, să scrie. Se inventeze să cerceteze toată lumea sau toți cei care au înțeles ceva din această viață și au dorit mereu să aibă inspirație. Dar inspirația se naște din admirație. În primul rând, cu admirația vis-a-vis -vis de creație, admirația ceea ce te înconjoară, admirația vis-a-vis -vis de alți oameni, admirația care poți să o simți sau să o ai față de orice ființă. Și însă, admirația va naște la rândul ei inspirația în mintea ta. Dar, când alegi să trăiești sentimentul invidiei, ea va naște acea ambiție în tine. Evident, poate fi ambiția aceea aflată și în prag de admirație, adică și în categoria admirației, se poate naște și ambiția, dar are o altă calitate pentru că te inspiră. Zi de zi ai mai multă energie și mai mult chef și nu o faci așa cu o râvnă ca și atunci când ai acea invidie, că vrei neapărat și tu să dobândești, să ai, să trăiești sau să ajungi la fel cum ai văzut la cineva. Oamenii uită deseori că sunt ființe unice și au un destin unic și irepetabil și ajungând să imite viața altor persoane de la felul în care nu știu, realizează ceva, felul în care vorbesc, se mișcă, de la felul în care fac anumite alegeri sau nu, mergând așa pe urmele sau în urma celorlalți sau călcând pe, acelea, pe aceeași pași, pe aceleași urme, ajungi la un moment dat să-ți dai seama că ceva nu te împlinește. Și într-adevăr foarte mulți oameni, fără să-și dea seama, în urma unor ambiții generate de invidie, au ajuns să dobândească un lucru. Și cum îți dai seama că ești un invidios fără să realizezi încă, am să o spun mai spre final. Pentru că s-ar putea să vă îmbunătățiți viața într-un mod formidabil dacă o să realizați la timpul potrivit că ceea ce faceți voi în momentul de față este o invidie ascunsă în subconștient care vă îndeamnă să acționați zi de zi către un scop propus, care la final, în momentul când ve îl veți realiza, veți, vă veți înconjura, să zic așa, cu foarte multe reacții. În corp, dacă nu și în viața voastră, cu anumite pierderi pe care nu vi le puteți explica, și foarte multe boli. Am să discut și despre bolile care se nasc în urma invidiei și ce fel de. Boala ajunge să sufere omul care are invidia, unele dintre ele am să le numesc și n-am să le înșir evident pe toate pentru că nu am încă un interes să o fac acum în public sau în masă mare ca să se știe dar cel care va dori să caute mai mult sau va dori să înțeleagă mai mult decât atât cu siguranță va, va avea acces și la această informație Astăzi în prag de sărbătoare m-am gândit să vă fac un cadou deschizând cutia Pandorei și luând de acolo subiectul invidiei. Pentru că eu consider că cel mai frumos cadou care poți să-l faci unui om este să le liberezi. De să le liberezi de propria sa agonie pe care o trăiește, chiar dacă acum se află în pragul sau în culmea fericirii din anumite considerente, care la un moment dat va trăi un gust extrem de amar, ne dându seama că însă și el a generat propria sa viață și a dus-o către un haos complet. Sunt femei, cum am spus, care sunt invidioase pe alte femei și aceste femei sau invidia unei femei către o altă femeie poate să fie, de exemplu, pe frumusețea ei Și asta se promovează foarte mult în zilele noastre, pe toate platformele posibile, atât în tehnologie cât și în jurul tău Și observ cu foarte multă, să zic așa, pentru tine cel care nu trăiești sentimentul invidiei, e umilă pentru că îți dai seama cât de mult se agită un om să prezinte o frumusețe aparte, deși frumusețea se află în ochiul privitorului și foarte multe fete și foarte multe femei consideră că reprezintă cheia succesului dacă vor ajunge să arate în tocmai. Nu mai spun de filtrele care se așează peste fotografiile care și le postează pe toate platformele în care elimină acele imperfecțiuni dorind să afișeze în ochii altor femei Uh, și nu evident în ochii altor bărbați acea frumusețe impecabilă. Deși ele uită deseori că farmecul este ceea ce face uh, pe o femeie să fie frumoasă, interesantă, dorită, uh, să zic așa, răvnită, căutată, farmecul, dar ele confundă farmecul cu frumusețea. Dacă ai un chip frumos și drăgălaș și atrăgător, nu înseamnă că ai și farmec. Iar farmecul niciun bisturiu nu-l poate face și nu-l poate. Uh, ciopli pe chip pentru că el se educă, el se antrenează și el survine în urma unor cunoașteri pe care le ai ca și femeie dacă ești interesată să, le, să ți le însușești la un moment dat. Dar evident că pentru foarte multe femei de a consideră că însăși frumusețea este suficientă pentru a meți capul unui bărbat sau de a-l sau de a-l și atunci vor alege să, să se lupte cu însăși timpul care este Uh, greu, uh, un adversar să-l numesc destul de greoi în fața uh, mai ales a femeilor care își doresc uh, foarte mult să, să, abordeze ideea de frumusețe fizică prin care să, nu știu, să obțină acel ceva. Uh, nu mi-a fost dat de foarte puține ori să întâlnesc femei frumoase și fericite culmea, în urma tuturor strofocărilor pe care le depune femeia să ajungă să fie de succes și să fie fericită și tot au găsit foarte multe femei frumoase și nefericite, mult mai multe decât femei mai puțin frumoase și totuși pline de farme care au ajuns să trăiască fericirea. Și asta se datorează a faptului că sunt mult prea concentrate pe aspectul fizic și mai puțin concentrate pe alte aspecte precum carisma, care este indis, indiscutabil de puternică în fața frumuseții. Pe de altă parte, foarte multe femei ajung să fie invidioase pe iubirea care o trăiește o altă femeie. Te uiți așa la prietena ta sau la o persoană publică sau la cineva sau la o femeie pe care o urmărești din umbră și uiți la ea și îți dai seama, domne, uite aia ce iubită e, eu de ce să nu fiu iubită? Și atunci iarăși se naște invidia în inima unei femei când vede că o altă femeie este iubită și încă nu este iubită de un bărbat sau de acel bărbat sau de, în general de bărbați. Și aici apare marea competiție și se naște în mintea lor ideea că dacă era mai frumoasă, dacă era mai plăcută, dacă era nu știu cum, dacă era mai tânără, ce bine era. Și de aceea s-a născut și această industrie a frumuseții, tocmai pentru că foarte mulți oameni trăiesc și mult special femei invidia. Ea este generatorul de succes al afacerilor în beauty sau în frumusețe pentru că tu întotdeauna vei căuta să arăți mai bine decât cealaltă. Nimeni n-a spus să nu te întreții, dar să te faci frumoasă înseamnă să pui în evidență lucrurile uh, cu care ești înzestrată și să le pui în lumină, nu să le modifici. Și asta ține de cumpătare și de armonie. Uh, frumusețea se află în armonie, nu se află în strict ideea de frumos și atât. Dar uh, considerând că este un topic destul de elevat pentru foarte multe femei care sunt încă agitate mergând așa doar pe linia în țări și uitând deseori că a pune în evidență ceva frumos nu înseamnă a exagera. De exemplu, eu pot să pun în evidență de colteul meu, da? dar una este să încep să exagerez și să-l rup așa în să scot în evidență soada. Uite, mi-am scos nuri în evidență și ea și-a scos cam atâta în evidență. Și tot așa mai departe și cu alte subiecte. Dar cred că una dintre cele mai mari, să zic așa, dureri pe care le trăiește o femeie e ca un vierme, așa care o roade, neîncetat. E putred deja sufletul ei atunci când trăiește invidia vis-a-vis -vis de femeia cealaltă pe care o vede iubită de un bărbat sau, de, cum am spus, de către un bărbat sau de către alți bărbați. Și aici este greu de, de trăit un astfel de sentiment ce drept și nu cunoaște foarte multe lucruri pe care urmează să le spun la finalul prezentării tipurilor de invidie și sper din tot sufletul să-i ușurez inima și să înțeleagă că nu e suficient doar să invidiezi ca să te pui pe treabă. A te pune pe treabă în urma invidiei este cea mai proastă alegere pe care poți să o faci vreodată. Dacă simți așa că te ambiționează să faci ceva în viață uitându-te așa peste gardul vecinului tău, eu zic să renunți în momentul 2 și să te gândești de două ori. Probabil că acest video va avea un efect scontat peste ani și ani în alte generații și cred că îl filmez mai mult pentru alte generații care probabil vor înțelege mult mai bine. Dar noi sau mulți oameni în această generație trăiesc așa, mai bine să moară capra vecinului, mai bine să am și eu. Ce văd de deseori dacă e să o numim așa în felul acesta, este propoziția care descrie foarte bine uh, invidia. Spre exemplu, uh, invidia depresivă sună în felul următor. Eu niciodată nu o să pot să am frumusețea aia, casa aceea, eu niciodată nu o să pot să am... Banii ai, dar eu niciodată nu o să pot să călătoresc, dar eu nu cred că vreodată o să pot să ajung așa sau pe dincolo Și așa eu, eu e o eu, eu invidie atât de depresivă că eu niciodată nu o să pot să nu știu ce Când te auzi rostind aceste cuvinte, tu undeva cauți așa și milă, poate de la bunul Dumnezeu, de la o entitate net superioară ție Poate cumva te-ar vedea să te-ar auzi cineva nu mă refer la persoane, ci la ceva mult mai elevat decât tine, o energie net superioară ție, care îi se va face cumva milă și care, care îți va oferi la un moment dat și ție privilegiul de a trăi imposibilul pe care îl vezi în fața ochilor tăi. O altă clasificare a invidiei sună în felul următor. De exemplu, să moară capra vecinului. Dacă eu nu pot să am, să nu o aibă nici el sau nici ea. Și aici apare acea invidie direct direcționată către interlocutor, în sensul în care uh, ți-o arată așa pe față. Cu foarte multă nonșalanță, ajungând să critique: Dar tu de ce ți-ai tăiat iarba așa? Dacă cum ai găsit să faci bradu așa de vreme? Adică, voi acum ați cumpărat cadouri, de -a de ce le-ați cumpărat acum? Da, de ce te-a cerut acum de soție? Nu putea să o facă altă dată? Crezi că te iubește dacă te-a cerut de soție? Adică bagă așa umbre în urma fericirii sau bucuriei care trăiește cineva și dacă ai obiceiul să folosești astfel de propoziții, către, nu știu, prietena sau prietenul tău cel mai bun este un semn clar că ai o invidie pe care încă nu-i nu observi, ajungând așa să-i atragi atenția celuilalt, nu cumva să zâmbească mai larg sau cu toată inima, să fie că prudent și să aibă grijă că poate să ascunde ceva nevăzut sau necurat în spatele bucuriei care o trăiește în momentul respectiv. Și atunci apare acel invidios de tip să moară capra vecinului, dacă el nu are să n-am nicio, dacă ea zâmbește, dacă eu nu zâmbesc să nu zâmbească nici și atunci aveți Doamne, eu să-i atrag atenția într-un mod atât de subtil, în culmea fericirii când ea o trăiește, să vin așa să-i arăt eu ei să aibă mare grijă. Și o să mă întrebați cum ar trebui să fie reacția dacă chiar într-adevăr e așa. Păi uite, lasă-o să se bucure până la capăt și în altă zi sau în alt moment te duci și atragi atenția, dar nu tai energia omului fericit cu atât de multă cruzime din dorința de a-l proteja, vezi, Doamne, pe celălalt că acum el trăiește marea fericire și nu cumva se bucure prea tare, dar lasă omul să se bucure așa tare că poate însăși bucuria respectivă o să risipească orice fel de dubiu din viața acelui om sau poate ghinion sau alte aspecte și dacă vezi că nu s-a risipit sub nicio formă și ochii nu i-au fost deschiși și dacă ăsta a fost motivul, atunci ar trebui să te duci în altă zi, în alt moment în care nu trăiește satisfacția omul respectiv și să-i spui exact ceea ce tu consider că se află ca pericol în viața sa. A, mai există invidia de tip invidia glumeață. Îți zice un glumă, în glumă un lucru negativ. Uh, spre exemplu, ha, ha, ha știu că uh, ți-ai lăsat părul lung, dar oricum alăți așa ca o capră mm, sau ca o iapă sau nu știu așa, îți bagă așa o chestie în glumă, ți le spune, nu știu cum. Da, ți-a luat o mașină așa, dar oricum erai mai proști dacă nu aveai mașina aia bună, noroc ai compensat cu mașina aceea. Așa în glumă vine și îți spune niște chestii, numai așa care să, să să arate cumva că mă bucur pentru tine fraiere, dar stai să ți spun două chestii, de fapt mie nu-mi convine că ai, tot ce ai sau ce ai dobândit sau ce ai trăit. Așadar, este un alt tip de invidie mascată sub o glumă, sau întotdeauna vine așa în glumă și îți spune ceva. Mai există invidia pe uter. Pe uterul celeilalte femei. Sunt foarte multe femei care ajung să fie invidioase pe uterul Celelalte femei, când se uită care burtică că e însărcinată sau a rămas însărcinată, mai ales cele care nu reușesc să rămână însărcinate sau care au avut pierderi sau avorturi sau alte probleme ginecologice sau ceva s-a întâmplat, se naște invidia pe uterul celelalte și acolo este probabil o invidie atât de încărcată și atât de frustrantă. Încând nu știe săraca femeie cum să scape de invidie. Și este greu, și înțeleg, și este grav să trăiești astfel de sentimente, dar multe femei aleg tocmai din acest considerent să-și ascundă chiar o sarcină în fața altor femei, sau din alte motive, printre care și invidia pentru că sunt aceste femei invidioase pe uterul celeilalte femei. Nu mai spun că mai există și categoria femeilor invidioase pe copilul celeilalte femei, că e mai deștept, că e mai frumos, că e mai interesant, că e mai descurcăreț, că s-a dezvoltat, că a crescut mai mult decât copilul tău, dacă l-ai deja. Și atunci apare foarte multă invidie și din acest punct de vedere. Deci vedeți, până aici, numai până aici și încă n-am terminat, am înșiruit o grămadă de clasificări ale invidiei și mai sunt foarte multe și îmi dau seama că trăim într-o lume în care n-ai cum să te bucuri sau n-ai cum să-ți prezinți succesul sau bucurile sau satisfacția tocmai ca să nu naști invidia. Și de aceea la televizor și peste tot se prezintă numai dezastre, pentru că așa cumva, probabil, undeva omul nu o să aibă uh, invidia, o să se mulțumească cu nenorocirea sa, cu viața lui de rahat pe care o duce, uitându-se la un rahat mai mare care se întâmplă în lume și spunând, băi, totuși eu trăiesc bine. Și așa omul se complace în viața lui, nu mai are nici inspirație, nu mai are nici determinare să facă mai mult pentru că las că e bine domnule și așa, n-ai văzut că cum trăiesc în altă țară, tu n-ai văzut cum trăiesc că e așa săraci în alte zone, inundație plouă, ninge, cu tremure lasă că e mai bine așa la noi, să ne mulțumim așa cum e la noi, pentru că la alții, uite-te la ei cât de greu le merge sau în alte familii, vezi așa că s-au certat, că s-au despărțit, lasă domnule că e prost, e bun și așa, cum e mai prost înțeleasă viața pe care eu o duc. E bine bună și așa. O să o trăiesc așa în continuare pentru că, uite, le merge mai rău altora decât mi-a mers mie. A trebuit să fiu fericit. A, trebuie să practic recunoștința pentru ceea ce am. Recunoștința, când o practici, nu înseamnă să-ți taie din elanul de a face ceva mai mult și mult mai bun cu viața ta. Și cam așa se arată lumea acea perfectă în care noi trăim deocamdată, și anume, hai să nu ne spunem bucurile și nici realizările sub nicio formă pentru că vom naște invidia. Mai există și invidia în foarte multe domenii și cele mai des și cele mai multe invidie se întâlnesc în domeniile acestea de activitate. De exemplu, dacă vrei să te faci medic, ține-te bine pentru că acolo se naște foarte multă invidie. În general, activitățile acelea sau domeniile unde ai de-a face cu alți oameni, să-i faci mai bun, bine, să-i faci mai mai sănătoși sau când trebuie să te ocupi de alți oameni, exact în domeniile respective se învârte aerul invidiei cel mai mult acolo. Și, cum am spus, un domeniu ar fi medicină. Acolo medicii, mulți dintre ei trăiesc o mare invidie pe medicul celălalt care a reușit, care a dobândit, care are un feedback pozitiv și de obicei se sapă foarte des medicii între ei sau mai ales un medic bun. În, în preoție, iarăși, există foarte multe invidie. De ce? Pentru că pe unul Dumnezeu îl bagă mai mult înseamnă decât pe celălalt sau este mai privilegiat de către, eu știu, enoria și mult mai căutat, mult mai de dorit, s-a ocupat acum de ceilalți și este mult mai bun decât a fost mai devreme și atunci se naște foarte multe invidie. Poate că Dumnezeu îl iubește mai mult pe, nu știu, fratele al meu decât pe mine și există și mai multe invidii. Mai este invidia și în domeniul acesta în care mă aflu și eu, și anume de a destupa capul oamenilor și de a le spune niște lucruri ce ține de viață în psihologie sau între psihologi, între trainer și coach și oamenii care fac coaching. Foarte multe invidii există în această sferă. Doamne ferește să te recomande cineva din sfera respectivă pentru că este cum și cum și tăia limba. Adică nu poate el ar pierde foarte mulți clienți, decât să fie ăla însănătoșit, și știind că există un om ca lumea care ar putea să îl însănătoșească sau să-i aducă mintea la loc, preferă să-l lase sau alege să-l lase așa nebun cum e sau distrus, decât să fie recomandat sau să recomandă oameni între ei. Chiar dacă unul nu are nicio școală, dar e bun așa în ceea ce face, de exemplu, în a ajuta sufletul unui om sau mintea unui om sau chiar trupul său, un tămăduitor sau un vindecătoare sau cineva care face binele, e foarte multă invidie acolo și e de preferat să lăsăm așa omul să sufere, decât să-l trimitem la cineva care știm clar că este mult mai competent decât noi, în ciuda tuturor non-specializărilor pe care încă nu și le-a însușit. Astea sunt doar câteva domenii. Bun. Altă clasificare a invidiei este invidia directă, adică te atacă dur. Și spune efectiv ce nu-i convine. Oamenii au observat că ei nu știu să-și exprime admirația, nu foarte mulți dintre ei. Adică, nu vin să te admire când ai un succes. Dar când ai o mică greșeală, ei imediat vin să îți arate insuccesul. Spre exemplu, ia sunt polac Sârpkinia, ia să nandă price în sârbski, dobro, ia mogu de Dobro s svojo mamo, s sestrom, s ja znam koga in mogo da pričam dobro srbski, ali ljudje ne znajo, da ne mogu da pričam. dobro românski. Cu alte cuvinte, eu sunt jumătate sârboaică, da? Și vorbind de limba sârbă destul de des și nu numai, în jumătate din ziua respectivă, evident când voi intra într-un live sau într-o emisiune, o să am anumite decalaje în exprimarea mea gramaticală. Dar pentru că oamenii nu înțeleg și imediat prind așa o chestiune în gramaticală sau ceva nu i la loc cu ei, gata, ți-o aruncă direct sub ochi, tú no o que gramatical pero en ¿no? hasta yo hablo muy bien español y puedo hablar todo el día muy bien español yo um, escucho muy bien las canciones españoles me gusta mucho hablar español con, con la gente y todo que tenga que ver con la pelicula. Me encanta mucho. Așadar, știu foarte bine și spaniolă să de vorbesc. Așadar, în decursul celor 16 ore cât stau trează, mai citesc și limba spaniolă anumite documente, plus mai discut cu alți oameni din alte țări limba spaniolă și iarăși dacă cumva voi intra live sau în moment dat voi discuta, pac, omul scoate așa imediat sub nas uh, i -i chestia respectivă așa care nu îl încântă că nu s-a așezat bine subiectul cu predicatul sau început la singular sau de știu la plural în fine. Dar ei nu înțeleg că probabil bă, fata asta mai vorbește poate și alte limbi. Eu voi pune foarte mult preț pe calitatea informațiilor. Cu gramatica sunt foarte mulți, foarte buni, stau foarte bine la capitolul a felici, dar nu sunt foarte mulți care cunosc gramatica vieții. Eu pe, pe aia o știu destul de bine și mă specializez în ea. Pe lângă asta I'm speaking English. A lot, with a lot of people and I enjoy speaking English With uh, people who are uh, exactly and according with my type of mentality. So, I will speak also English all day long if I have to speak English. Așadar, voi discuta și în engleză cu mulți oameni. Și este de-a drept imposibil, după ce vorbesc de limbi străine în curs de 16 ore cât sunt întrează, Și apoi vin și încep să înduc ceva și în limba română. Eu zic că am... Um, motive. Nu eu o scuză, doamne ferește, sunt oameni care vorbesc cinci limbi la perfecție, nu așa ca mine, dar eu mai cunosc o limbă și în aia mă specializez se numește limba sufletului și limba lumii și mă străduiesc să înțeleg atât de mult, zi de zi, sub diverse forme de a vorbi în alte limbi, încercând să învăț pe cineva limbajul lumii. Și de aceea se mai întâmplă din când în când așa să o răsucim când vorbim în românește. Dar pentru cei care apreciază informația și pe care lor este zgriat timpanul în momentul când eu mă exprim, îmi cer scuze de pe acum, evident că nu sunt perfectă, dar uh, sunt extrem de bine așa cum sunt în varianta în care mă prezint pentru că mă specializez în altceva. Sunt foarte mulți profesori, foarte buni în multe, dar în profesia vieții nu prea avem. Așadar, aici este targetul meu. Invidia directă mai înseamnă te atacă dur, eu scoată așa artilierea grea și face trrrrrrrt și începe și îți toate lucrurile care sunt considerate mici defecte, dar care fac deliciul, evident, sau poate chiar fi carisma acelui om, poate compensează, cum v-am dat exemplu, cu totul altceva și eu consider că eu compensez foarte mult prin felul în care transmit informația și poate nu la fel de mult prin calitatea să zic așa, cuvintelor așezate într-o formă perfect gramaticală. Pe lângă asta mai există invidia nesimțită. Ea se numește așa, uh, pesimistă e alta și nesimțită este de alt gen. De exemplu, nu faci bine, uh, nu vei reuși, n-ai nicio șansă, mai ales când vrei și ai o idee nouă și vrei să te apuci de ceva, vine, așa zis, omul foarte apropiat ție, și are pe nu în brațe sau nu pe limbă. De ce? Pentru că printre oamenii foarte apropiați ție se întâmplă să existe foarte mulți care nu vor să te vadă altfel decât te-au cunoscut. Nu vor să ieși din zona de confort sub nicio formă și te vor pune să rămâi la așa cum te-au cunoscut, indiferent că dezvoltarea ta net superioară decât cea în care te afli, fiecare să faci ceva, altceva, vrei să încerci ceva, sunt foarte puțini oameni care te susțin și primii care se opun sunt cei din familia ta. Te vor susține mult mai mult necunoscuții. De ce? Pentru că au nimic, nu au nimic ce să piardă. N-au ce pierde oamenii respectivi. Și atunci... Preferă să te susțină și ești foarte bun susținător, vreți o susținere din partea cumva, nu mergeți la omul apropiat dacă vedeți că nu are calitatea și capacitatea să vină să vă susțină, măcar să vă fie alături într-un eșec. Dar ei vor zice nu, 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 se poate, nu există, nu are sens. Mai există invidia concurentă. Omul acela care, nu știu, ți-a apropiat, urmărește să vadă ce-ți cumperi sau ce ai tu. Și aici sunt foarte multe categorii. Dacă tu ți-ai luat o lampă și vine și o vede, se duce și își cumpără o lampă și spune, uite, și mi-am luat o lampă. Dar vine și-ți o laudă. Deci, ce lampă frumoasă, de unde ai luat-o, vai, dar ce scumpă e? Cum să dai atât? Aici e combinată cu invidia cealaltă nesimțită, știi, nu se poate, e prea scumpă. Găseam eu mai ieftin decât atât, ai dat banii, vai de mine. Mai există, de exemplu, chestia aceea, te-ai te măritat. Te-ai măritat. Și acum ea se gândește, dar ea a rămas nemăritată și îl freacă pe la cap într-un nas, și pe ea de nevastă, cum să rămână ea singura nemăritată. Și așa ai ajuns să te măriți și tu cu un bărbat doar pentru că prietena ta cea mai bună s-a măritat. Nu mai zic la capitolul făcut copii. A făcut aia copil, pac, trebuie să faci tu un copil. Cum adică să nu faci și tu un copil? A făcut aia un copil și tu stai așa degeaba, dar tu nu-ți întrebări. Domnule, dar mi are sens, pot să duc, mă atrag oare, îmi plac copii, că sunt femei care nu le plac copii, dar sub nicio formă nu le plac. Nici, poate ai lor nu le plac, dar alea nici nu se recunoască vreodată, mai ales acum când deschid artilierea numită mama. Mama e considerată, cel puțin în România, nu poți vorbi despre mame, de-aia mă și abțin să vorbesc despre ele, pentru că vor scoate artilierea grea către mine și mă vor ucide dacă vreodată zic ceva rău de mama sau de mame ele nu-și dau seama că de multe ori își detestă lor copii și nu vor putea asta să-și recunoască niciodată pentru că există providența care s-ar putea să le pedepsească și preferă să înghite așa mărăciunea în loc să vorbească despre ea, poate vorbind se vor elibera de simplu fapt că își detestă proprii, propriile odrasle, nu le suportă. Pe lângă asta, noi trebuie să le suportăm lor dacă sunt nesimțite, dacă se casă repetine, dacă trag de păr. E un copil, să o e copil. Ceva de genul, băi, dacă noi nu, nu mai suportăm și n am putut să le educăm, ține-l tu acolo, să l să se casă E un copil, el nu știe nimic. Ba, știe, poate să știe mult, Eu am trei copii foarte frumoși și educați și liniștiți și tot, dar aici apare exact acea sinucidere în masă, nu cumva să vorbești ceva despre copii, că tu nu știi ce înseamnă să nu ai copii, dar multe nu suportă. Și unele se vor uita așa cu invidia aia, altă a făcut copii, trebuie să fac și eu copii. Aia s-a măritat, trebuie să mă mărit și eu. Are iubit, trebuie să am și eu iubit. Cum adica aia să aibă iubit și să nu am iubit? Și atunci apare exact invidia aceasta, cum am numit-o, concurentă. Ai și tu, trebuie să am și eu. Nu cumva să rămână în urmă. Și asta se întâmplă încă de prin liceu, când cele două prietene mergeau așa mână în mână. Dacă una așa la ceva trebuia și aia la altă imediat, cum să nu anunți? De aceea ai și dat la facultatea la care ai dat din invidie, adică cum să dea numai ea la, de exemplu, medicină? O să dai și tu la medicină, dar ce tu să fii mai proastă decât ea? Mergi așa mână în mână cu ea, te faci și medic, după aceea îți dai seama că te duci la lucru așa, să tulă până aici, nu mai suporți nimic. Și te gândești așa după aia, domnule, mi-am ratat cumva viața? Nu, sigur mi-a blestemat cineva, mi-a făcut cineva un rău, că uite, m-am măritat și merge rău în căsnicie, am făcut copil și copiii mei sunt răi. Uh, mi-am făcut o carieră nu știu ce și nu știu, nu, nu mă simt bine, sletargică și lipsită de energie. Măi, femeie, dacă ai reușit să ajungi și să ai toate, și acum nu te împlinește absolut nimic din tot ce ai, Blestemul ți l-ai autoadministrat singură prin simplu fapt că ai trăit invidia. Invidia e în sufletul tău și tot ce ai făcut până acum în viața ta s-ar putea să fi făcut-o din invidie. Nu din dorința supremă de a avea, nici nu știi ce înseamnă probabil să-ți dorești ceva din sufletul tău. Îți dorești că a avut cineva, că ai văzut imaginea fericirii și a satisfacției în ochii lor, sau în ochii ei și ai zis așa trebuie să arate fericirea, trebuie să am și eu pentru că asta îmi va duce și mie. Și din momentul acela ai început să-ți construiești propria ta viață făcând exact ce ai văzut în jurul tău că oamenii, acei oameni, poate unii dintre ei chiar sunt împliniți cu adevărat, dar nu faci diferența acum, știi să joace teatru foarte bine, că pe el sau pe ea o face fericită, înseamnă că și eu am să fiu dacă să am aceleași lucruri. De aceea foarte mulți oameni ajung să-și clădească viața urmărind fericirile altora și necunoscând ce voce există în sufletul lor, ce strigă acolo de mult. Domne, tu te și călătorește, 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 tu te vezi lumea, nu. Și se uită așa în jur, băi, ai au dat la facultate, uite, părinții ei fericiți, o aplaudă sau iubitul ei o bagă în seamă. să mă apuc și acum de facultate, toate au făcut facultate, nu? Mă apuc și-o, dar în urlă așa, șoptește, când ai să asculti mai atent o să auzi că strigă tare, chiar urlă, vocația în tine, dar nu, tu te duci așa și îți faci și familie, îți iei și case, îți iei și credite, îți iei și tu, doar au făcut și elas, nu au plecat în altă țară să muncească, o să-mi fac și eu același lucru. Unii se duc de nevoie, alții se duc pentru că au plecat alții, sunt diferențe mari. Alții se căsătoresc pentru că s-au îndrăgostit, alții o fac să nu rămână singuri și de frică și pentru că alții au făcut-o și sunt fericiți. Unii aleg să facă copii pentru că iubesc copiii, au atracție de față de copii, se simt așa foarte bine în preajma lor, alții o fac pentru că sună ceasul, pentru că alții au făcut, pentru că am văzut că e fericită aia, o să fac și eu copii. Alții au ajuns să aibă carieră și să dejungă foarte mari și tari și poate ajungi și tu, dar dacă la finalul drumului tău, în urma cupei, succesului pe care ai obținut, simți așa în inima ta un gol imens, te simți gol, pur și simplu nu te simți bine deloc, Parcă nu știu, te simți singur așa, după ce că ai muncit, ai muncit, ai ajuns, ai făcut, ai dres, ai, ai ajuns acolo, ai admiratorii tăi, ai ajuns cel mai tare, cel mai mare și simți așa un mare gol în inima ta, ai făcut-o din invidie. Pentru că nu nu corespunde nevoilor tale interioare, nu corespunde abilităților, capacităților tale la ceea ce ești făcut. De aia foarte mulți oameni acest să-și caută sensul vieții. Uh, au nevoie de un consilier în carieră, dar cred că le-ar trebui un consilier de vocație, de ceea ce este în sufletul lor Și nu au încă, și nu-și dau seama și o să vă treziți foarte mulți dintre voi când o să apară un fizionomist, de exemplu, și vă spune după față Uite, ai față chiar de un mare administrator sau de pictor și se uită așa la tine, dar eu nu știu să pictez Dar nu trebuie să știi să pictezi, se vede pe tine că ai vocația respectivă, dar nu ai avut timp să o faci pentru că ai fost preocupat să urmezi un drum care nu e al tău și care, evident, în speranța că vei ajunge la unde să trăiești tu fericirea și bucuria și satisfacția, te-ai trezit cu un gol imens în suflet. Însă, golul este un indiciu foarte clar pentru omul care nu-și dă seama încă că a fost invidios odată sau că este invidios încă. Asta este un prim indiciu că trăiești invidia. Tu spui așa, domnule, nu sunt invidioasă. O să spuneți mulți că nu sunteți, dar uitați-vă mai atent în viața voastră. Dacă ați avut o realizare și nu v-a bucurat pe măsura așteptărilor, mă refer bucuria, uh, nu s-a manifestat pe măsura așteptărilor, nu succesul dobândit, înseamnă că Sufletul tău știe mult mai bine decât tine ce înseamnă cu adevărat ceea ce te face fericit. Sunt momente în viață când s-ar putea să dobândești ceva la ceea ce nu te-ai așteptat Poate atenția unui om, o apreciere, ceva ce ai făcut Poate curățenia în casă, ești specialistă în a curăța casa Și ai mai mare satisfacția în momentul când cineva îți laudă curățenia decât succesul tău în carieră Și o să-ți dai seama că trebuia să te faci ceva legat de ordinea și disciplina și curățenia casei Nu știu, poate acolo trebuia să-ți întrebi toată cariera ta Dar uh, omul nu-și dă seama de multe ori că este invidios și care lege să facă lucruri în viață. O să vorbim și despre anumite soluții mai spre final, cum să îți auzi vocea aceea, să nu ajungi să faci anumite demersuri în drumul vieții tale, cotind așa spre dreapta invidiei în loc să faci stânga prejur spre viața ta interioară și să vezi exact ceea ce este important și din care vei avea și satisfacția, poate și lumea financiară să se va îmbunătăți și vei trăi și bucuria vieții. Um, mai există invidia ascunsă și anume în momentul când nu auzi o perioadă bună de timp de un om Îți merge bine, ești bine, totul e bine și nu auzi de el, nu nici prieten, e așa un apropiat Și brusc vede, să zicem, o postare sau aude de undeva că ceva grafti s-a întâmplat sau ceva rău s-a întâmplat și atunci apare în viața ta Îmbrăcat așa în hainele omului care te consolează, omul care vine să te consoleze, și faci diferența dintre cel care cu adevărat reapare în viața ta și te consolează, față de invidiosul ascuns. Ăla care te consolează o să fie lângă tine, te mângâie, te susține, zice vorbele bune, te întreabă ce ai nevoie, și acolo lângă tine, urmărind nevoile tale, pe când invidiosul ascuns, care apare când îți merge greu el va fi camuflat tot așa sub uh, haina celui care te consolează, dar în timp ce te consolează spune așa, vezi, ți-am zis eu, ți-am zis eu să nu te măriți cu asta, ți-am zis eu să nu faci chestia asta, ți-am zis eu că e un nebun, că e așa, că e pe dincolo, ți-am zis eu, uite, ai făcut afacere cu Xulescu și bărbații poate să fie tot din aceeași categorie, să știți că nu este în afara voastră că e valabil și pentru bărbați și am strec și la bărbații imediat cum se manifeste invidia între ei. Și vine așa și se camuflează sub hainele celui care consolează și zice, să-mi zis, eu vezi, sensul să să-l lași, nu mai sta, nu mai sta acolo. Uite, dă de te îndrumă într-o manieră în care ți arată că ți-a zis așa sau ca știu, dar n-a putut să-ți spună, n-a putut să-ți zică niciodată. De fapt, ce a fost în viața ta, dar exact când s-a întâmplat dezastru, atunci a avut culmea, curajul să vină să zică ce mergea rău, dar el n-a putut să o ia să zică dinainte, dar a tăcut așa, a tăcut pentru că și-a dorit undeva în inima sa, nu din timiditate sau că n-a vrut să strice casa, nu. A făcut-o pentru că a așteptat așa în taină și în domne, ne dă să-i se întâmple odată că atunci mă voi duce să absorbă așa energia aceea a durerii pe care o trăiește. Omul respectiv se hrănește atât de mult din sângerarea ta proprie încât e ca un vampir de la care soarbe sângele tău. Durerea ta se hrănește din durere. Stă acolo, special lângă tine să te consolideze, numai ca să tragă din durerea ta. Și mai și bolborosește între timp ceva, lasă așa, lasă, dă idei, lasă la acum, nu lăsa, nu te lăsa, nu-l ierta, nu există. Un om care vrea binele tău și care te consolează te invită să ai în inima ta lumină, nu ți le negrește mai tare. Și aici face diferența, când un om bagă mai mare întuneric sau zânzanie sau îți înoculează stări, de ură, de ciudă vis-a-vis -vis de cel care ți-a provocat durerea aceea sau nu știu, blamează până și pe însăși creator sau te-a pedepsit Dumnezeu că n-ai făcut bine uite de-aia vezi, de-aia se întâmplă tot ce se întâmplă că n-ai fost mai credincios sau n-ai fost așa, este un om invidios um, Mai departe o să vă dau și um, definiția invidiei pentru cei care încă nu detectează ce ai invidie și confundă cu admirația, că poate nu știți, dar voi puteți spuneți că admirați pe cineva, dar s-ar putea să invidiați. Hai să vedem ce înseamnă invidia. E un sentiment egoist, de părere de rău, de necaz. Îți pare rău când vezi că celălalt îi merge bine, îți pare rău dacă îl vezi că e mai frumos ca tine, îți pare rău dacă vezi că e mai bogat, îți pare rău dacă vezi că e fericit, ai așa o părere de rău, ție, Îți pare rău de tine. Nu-ți pare rău că îi se întâmplă, îți pare rău de tine foarte tare când vezi că celălalt a reușit ceva. Uh, un sentiment de rău, de necas, de ciudă. Dar el de ce să aibă? Dar el de ce să reușească? Dar el de ce să fie așa și eu nu? La mine nu. Pe mine de ce nu? Pe mine de ce nu-mi iubește Dumnezeu sau părinții sau viața sau ce vrei tu. Eu de ce n-am avut noroc să fac bani sau să am, nu știu, un soț bogat sau o nevastă mai șmecheră sau... E așa o ciudă, o trăiește cu atât de mult nerv încât întunecă sufletul acelui om, se întunecă. De ciudă provocat de succesele, calitățile sau de situația bună a altuia. A mai înseamnă invidia, a dori, a râvni, a profti la ceva ce aparține altuia. Iar când admiri, te uiți, de exemplu, la un cuplu care se iubește, la un cuplu care își împărtășește iubirea, și în tine se naște speranța. Nu se naște necazul, dar la mine, de ce nu, în tine se naște admirația și speranța că va exista și la tine, probabil, șansa să găsești. Pentru că uite un exemplu în care doi oameni se iubesc, iată că există pe lumea asta și șansa. Adică te bucură că uite ceva bun există și pe lumea asta. Și este complet separat de tine, ce trăiesc cei doi acolo, se sărută, se mângâie, își fac declarații, se simt bine În tine înflorește ceva, e o speranță, wow, uite eu am crezut că nu mai există iubire Sau bărbați care sunt așa ok și fain și drăgăstori sau femei atâta de iubitoare Eu nu m-am mai așteptat să mai existe cupluri care să se iubească și în mine s-a trezit speranța că se poate Un om care admiră simte nevoia să se apropie de obiectul admirației sau de persoana admirată și caută să învețe și chiar spune asta. Un om care admiră întotdeauna va avea nevoia să spună că admiră. O să vă arăt și cei care sunt falsi admiratori, cum arată și cum vorbesc, că poate să vină să zică și unul care e invidios și să rostească cuvinte de admirație, dar un om care este un admirator de al vieții tale se va apropia și va zice Pai, dar te admir, de apreciez, dar ce frumos, dar uite ce iubire trăiești, dar vrea să învețe. Și spune exact așa, învață-mă și pe mine, vreau să știu și eu ce am de făcut sau unde greșesc de nu am și eu în viața mea acest tip de iubire. Sau te întreabă ce ai făcut sau vreau să aflu ce calități ai tu ca femeie. Omul care admiră întotdeauna își dă seama că probabil îi lipsește anumite calități, instrumente, cunoaștere, un tip de alegeri pe care trebuia să le facă sau ar putea să le facă în urma cărora să primească în viața sa ceva asemănător, dar unicat. Poate mult mai înălțător, dar întotdeauna va fi unicat. Pe când un invidios poate să zică, vai, dar te admir, dar ce frumos, dar ce interesant și Chiar dacă întreabă, dar cum ați ajuns să vă cunoașteți? E când o face, se simte pe chip și în tonul vocii, și un dispreț, e o energie care se simte. Pe lângă asta, mai există și tipuri de conversații sau propoziții care le folosește fără să-și dea seama, ceva de genul încadrate în acestea, care vi le-am spus mai devreme în clasificări. Da, și cum v-ați cunoscut, ah, se compare, așa m-am cunoscut și eu cu un tip și a fost ok. Și ce, 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 ce zici că îți spune el că te iubește, vai, dar ce frumos că te iubește. Știi că și mie îmi spun bărbații că mă iubesc, adică imediat caută cu o trobă în propria viață ca să mai anihilez Că omul își dorește săracul de el, să nu simtă așa de tare că a îndrăznit să pună întrebarea, a avut curajul să o facă ca să nu pară cumva în ochii celuilalt că el îi invidiază, dar a lansat propoziția, așa știi, și cum ai reușit să ajungi celebru. A, da, a, ah, păi și eu la școală am fost aplaudat pentru asta, dar ceva de genul că n-ar trebui să fie așa mare lucru pentru care voi doi sunteți apreciați sau uh, ceea ce ți-a făcut omul ăla ție, că și lui s-a întâmplat, adică ce dracu vă bucurați voi așa uh, de chestia aia când de fapt asta avem și noi, dar noi nu ne lăudăm, noi nu ne afișăm, noi nu facem. E o atitudine de așa zeflemistă, e curios, vine întreabă, vede cum și ce, poate, poate îi vin idei, dar nu rezistă când aude. Nu are cum să reziste când aude detaliile. Când intri tu, cel admirat, în detalii, un admirator absoarbe detaliile, e acolo, e, da, și a, nu știu, și notițe până la urmă, vrea să fie ajutat. Poți să mă ajut sau nu? Trebuie să fac singură chestia asta sau nu? Pe când cel care este uh, un admirator sub um, mascat, adică este un invidios, el nu vrea detalii și nici nu vrea să învețe. Nu că astea le știu și eu, nu trebuie să îmi spui și mie. și Dacă îl inviți, hai, hai, vino, vino să te bucuri și noi, nu, nu știu ce, și tu cu noi. Nu că eu nu, asta eu nu, aia nu. Nu vrea să fie părtaș la sentimentul satisfacției care îl trăiește în viața ta. Cam așa se manifestă. Ce naște invidia? Păi, în primul rând, se naște încă din copilărie. Din cauza unor părinți care au ajuns să spună către copii în felul următor: Vezi, Gheorghe, la nota 10, tu n-ai fost capabil să-i 10? Se naște din uh, comparație, în primul rând. Fie că ajungi tu să te compari cu celălalt, din motive, pot să zic eu, atâta de. Ilogice că n-ar trebui să existe sentimentul de comparație în tine sau gânduri mai bine spus de comparație Dacă ești un om cât de cât logic și îți cunoști limitele Omul care nu-și cunoaște limitele sale are impresia că îi se cuvine să aibă și să fie exact ca celălalt Omul nu e concentrat pe limitele sale sau pe calitățile sale, spune și defectele sale El crede că le poate avea dacă nu știu, dispare omul respectiv că n-a avut el noroc, că providența nu s-a uitat asupra lui și atunci însăși din această comparație pe care poate încă din copilărie a trăit o copilul pe pielea sa, venită din partea părinților sau a profesorilor, când a început să spună: "Vezi Gheorghe a luat 10 și tu ai la nouă, n-ai putut. Vezi, uite ce au făcut ceilalți copii și tu n-ai fost în stare să faci. Tu crezi că l ambiționezi pe copilul tău dacă îl compari cu celălalt care e mai bun, decât deschizi ochii, îi naști în el nevoia de a, de a deveni mai bun comparându-l cu alți copii? Cât de nebun trebuie să fii ca părinte sau ne, nu știu, needucat tu în primul rând ca și om să ajungi să spui unui suflet atât de pur care încă n-a fost întinat, cu păcatele sau cele șapte păcate, mândrie, lene, desfrâu, ce mai era, uite, invidie, să te duci tu și să-i spui unui copil să-l compari cu alți copii. Tu crezi că asta o să ajute pe celălalt să se nască în el? Da, o să nască, o ambiție de aia și o invidie că știe că așa va primi și el lauda părintelui său dacă va fi ca și colegul său. Și de acolo s-a stricat tot capul copilului tău pentru că așa știi tu să-l ambiționezi. Nu ai instrumente, nu știi ce cuvinte să folosești, educă-te în primul rând tu până să ai un copil. Sau dacă l-ai deja, caută să te educi. Și că școala trebuie să educe copii. Nu, copilul educat acasă, apoi îl trimis la școală. La școală le duci cu cunoașterile matematică, limba română, geografie, altele care n-ai tu timp să te ocupi de el și educația morală sau etică și morală se face acasă, nu trebuie să te învețe un profesor care și el îi are plin de problemele lui și de lipsa lui poate de educație morală, el acolo să învețe materii un copil, nu să-l învețe despre ce e. Poate ar trebui să se bage o disciplină unde să fie învățat copilul și morală și etică și uh, virtute și alte chestiuni, dar nu este băgat în programa școlară din câte știu și atunci nu ai de ce să ceri tu școala să se -ți duce ție copilul să fie om. Acolo se ducă să aibă cap Uh, Se educat copilul să învețe ceva care să îl ajute să descurce în viață, să câștige un ban da? Și să aibă casa lui și viața lui să nu mai depindă de tine De aia există școala Dar în rest, educația trebuie să vină de acasă Și dacă tu de acasă faci termeni și comparații Vezi că fetița are pălul așa ca și plin de... de, de fundițe. Tu de ce nu poți să uh, lași și tu părută? Nu vezi ce urățică ești așa? Ești urățică așa, ei și că tu ar trebui să-ți lași fundițele alea în păr. Și iată, ai comparat-o, ei stricat capul, ai făcut-o să invidieze acum pe fetița cealaltă, cealaltă zinte și bine și nu, ai băgat zânzani, ai băgat pe dracu în sufletul ei fără să-ți dai seama și își administrează singură de copilă de când e un autoblestem mult mai puternic decât blestemele tuturor oamenilor care ar putea vreodată să apeleze la tot felul de inițiați stâmpiți care să arunce un blestem. Trebuie omul ăla care să facă blestemul asupra altuia să invidieze și să urască atât de mult umanitatea încât să fie capabil să săvârșească un blestem calitativ. Dar pentru că, în general, omul e simpatic în ochii multor oameni, chiar și a celor care fac. Asta e, e greu acelui om să-i bage atât de multă ură și ciudești, se apuce să facă blesteme calitative. Omul, urându-se pe el însuși, detestându-se pe el însuși, este cel mai mare vrăjitor asupra propriei sale vieți. Și atunci se minunează și caută remedii și amulete care să-l protejeze de alții când de fapt el ar trebui să-și facă o autoexorcizare și să, să, să se auto, nu știu cum așa, scoată din el toate blestemele care și le autoadministrează având invidia. Invidia, începând din Biblie până în facere, până în tot ce vreți voi, până și în alte, nu știu, religii, dacă vreți să le studiați, este printre Primele, dacă nu chiar și primul sentiment, cel mai puternic și cel mai negativ și de dejoasă, energie. Cine vine și spune vreodată că invidia are o altă energie, ăla nu cunoaște ce înseamnă invidia. Invidia distruge atât de mult viața unui om și și-o distruge singur și există ca o, o locomotivă. Invidia e locomotiva și în trenul acela există, așa, ghinion, ești invidios, tragi după tine ghinion, tragi după tine boală, tragi după tine nefericire, tragi după tine un gol imens în suflet. În, în, celelalte, cum le zice, vagoane. Mai există un vagon acolo de singurătate, mai există un vagon acolo de frustrare. O, frustrarea, și ce mult hrănește invidia? Din frustrare se naște foarte multă invidie și ea hrănește în continuare. După aia își demonstrează că omul pe care obiectul de care, vis-a-vis -vis de care e invidios, fie om sau ceva sau o societate, îi răspunde poate negativ că simte și el că e atacat așa pe față de un invidios și își confirmă că merita să-i adreseze anumite gânduri sau vorbe urâte vis-a-vis -vis de obiectul invidiat și atunci își confirmă și mai are încă un vagon plin de satisfacție așa ciudoasă, bine că i-am spus tot răul. Așadar, e așa de mult efect advers în urma invidiei care o simți în suflet că toată viața ta e distrusă Oamenii își distrug singur viața pentru că, repet, invidia este un autoblesten administrat. Să țineți minte asta de la mine. Ce mai naște invidia? Competiția. Competiția e bună dacă ea este, să zic așa, așezată într-un context specific. În care, clar, se cunoaște uh, abilitatea, talentul, uh, nu știu, puterea celuilalt și pe a ta, și te lansezi într-o competiție, nu știu, alergi pe un teren și te întreci, dar cunoști omul ăla, clar, a muncit mai mult, e mai puternic, are muș mai mari, eu mă arunc într-o competiție și na, a câștigat. Eu am vrut să măsor cumva calitățile mele. E o competiție bună, e o competiție, de exemplu, în afaceri. Hai căriști, te vei uiți la ăla, face bani, nu știu, lansează tot felul de proiecte, te uiți la tine în viața ta, eu n-am decât lucrurile astea. Bun, mă așez și intru într-o competiție să văd că așa învăț chiar dacă pierd. E o competiție sănătoasă. Dar când competiția nu este evaluată înainte și nu-ți măsori puterile tale și tu consideri că a te arunca într-o competiție, meriți să și câștigi și după aia te trezești, evident că celălalt câștigă, se naște invidia. De aceea se naște invidia în omul care intră într-o competiție pentru că nu-și măsoară înainte puterile. Și dacă a decis că nu are puteri suficiente și alege să o facă, este o înfrângere fără sentimentul de invidie, dacă survine înfrângerea. De exemplu, sunt două fete, intră într-o competiție să cucerească un băiat. Și dacă faci asta ca fată, uite-te atent, te uiți la băi, mai frumoasă ca mine, da, e mai șmecheră ca mine, are multe, dar am și eu, știu, o calitate, sunt carismatică și fermecătoare și poate bună la gură. Eu îmi încerc, nu știu, norocul, cum se spune, și mă duc și intr într-o competiție, să presupunem că ea câștigă, a ajuns să câștige, nu știu, sufletul sau atenția acelui băiat, bă, am văzut-o, am văzut ce-i place unui bărbat, am văzut ce l-a atras și până unde l-a atras prezența mea, mă bucur că am făcut-o. Dar una care se, nu știu, aruncă așa într-o competiție, da, domnule, supraevaluează calitățile, nu-și dă seama de efecte, chiar colaterale, și normal că își înveninează sufletul. Ce mai naște invidia pe lângă comparație și competiție? Inferioritatea. Dacă tu te pui tot timpul în inferioritate, de exemplu, eu m-am născut într-o familie prea modestă așa și e normal ca ea sau el să aibă sau să reușească. Și te bagi așa într-o inferioritate și te uiți așa la ceilalți cu ochii așa ca de cățeluși și te uiți așa, dar eu nu o să am și nu o să pot că era acolo și nu știu, nu-i suport inferioritatea. De aceea s-ar putea să aveți oameni sau prieteni în care sunt bogați avuți și nu vă mai bag în seamă. Știți de câte ori aleg oamenii bogați sau avuți să nu vă mai cheme undeva sau să iasă cu voi? Știți din ce cauză? De multe ori nu pentru că nu, nu vă văd la nivelul lor. Nu, din contră, pentru că simt că lângă vo că voi, în, în întâlnirea cu ei, trăiți sentimentul de inferioritate. Că nu știți să vă bucurați de ceea ce vă oferă ei că nu puteți să acceptați un dar din partea oamenilor care sunt avuți. Adică, să zicem, mare o casă mai faină, mai interesantă, cu piscină, cu nu știu ce, cu mâncare de la catering, cu uh, muzică, cu invitați, vedete, cu ce vrei tu și ați fost prieteni din liceu sau când erau și ei mai săraci, așa. Și de multe ori am stat de vorbă cu oamenii bogați și am întrebat așa, dar voi, prieteni din adolescență sau așa, nu mai aveți? Zice, nu, nu mai avem. Păi de ce? Păi eu... că, nu știu, i-am chemat, dar nu se simt bine. Și aici a, e problema acelui om. Dacă ești sărac și ești modest și vezi că prietenii tăi care îi ai sunt bogați și au tot ce le trebuie și ai observat că ei îți oferă din ce au mai mult, că de multe ori bogații n-au cu cine să se bucure și ar vrea să bucure pe cineva mai puțin bogat, mai puțin avut. E cea mai mare satisfacție pe care o trăiește un om bogat văzând unul mai sărac decât ei că se poate desfăta în munca lor. Uite, pe baie în piscina mea și vezi bucuria unui om modest care n-a mai avut niciodată așa ceva, cum mânoată în piscină este bucură, e o, e o mare satisfacție în ochii unui bogat, că în sfârșit poate să ofere unui sărac bucuria. Nu, dar săracul ăla vine, mă să mă refer săracul fără minte, că sunt săraci care știu să se bucure și nu se simt inferior oamenilor bogați. Și primește cu foarte multă fericire și bucurie darurile unui om bogat. Și mulțumesc, și uite ce mâncare bună și savurează. Știe și cunoaște poziția lui de inferioritate din punct de vedere financiar, dar nu de inferioritate din punct de vedere al sufletului. Și el știe și înțelege cum omul bogat poate e singur, poate nu are prieteni adevărați, poate nu are cui să ofere o bucurie că și alți prieteni sunt bogați și nu te mai bucură în bogați între boga faci cadouri. Nu mai ai sclipirea aia în privire, oricât de mult ai vrea. Dar când știi că poți să bucuri un om sărac, de multe ori te-abții. Și să știți de la mine că de multe ori, dacă aveți brusc prieteni care s-au îmbogățit și nu vă mai caută, nu e din cauza asta că nu se mai simt ei, vezi, doamne, oh, se fac de rușine cu voi. Dacă aveți așa prieteni, îmi pare rău că n-ați avut gusturi mai bune, cum să zic eu. Că mai sunt și oameni de ăștia care ajung așa plini de ei degeaba. Dar dacă ați observat că cei oameni au vrut să vă invite, să vă ofere, și voi ați refuzat sau v-ați dus acolo, dar v-ați simțit stânjeniți că voi nu aveți, faptul că v-ați comparat cu ei, că ați intrat într-o competiție, că voi nu o să aveți niciodată și într-o inferioritate, de aia voi nu mai sunteți acolo pe lângă ei. Și e păcat de voi pentru că pierdeți foarte mult. În primul rând, bucuria de a primi când cineva îți oferă voi refuzați ceva ce puteți primi. doi, Nu puteți învăța poate cum să ajungeți și voi la fel, poate pe alte căi ca să nu aveți aceeași suferință ca și cei care au ajuns bogați. Și multe, multe alte beneficii ați mai avea, ați întâlni o lume mai bună sau o care vă pot inspira, oameni pe care să-i admirați, oameni de la care, nu știu, să faci și o poză, să vă bucurați, vă exprimați poate recunoștința față de anumite persoane care le-ați fi văzut doar la televizor, de exemplu. Și ratați foarte mult din viață pentru că noi nu putem, ei sunt acum mai importanti și nu avem ce să căutăm noi acum pe lângă ei. Dar care e problema? A află, află întâi să vezi dacă prietenii tăi bogați într-adevăr au vrut să fie uh, alături de tine și să te invite sau. Din contră ei te-au evitat pentru că, nu știu, îi faci tu de rușine cum arăți sau cum ești îmbrăcat sau statutul pe care nu ți-l poți permite. Mulți bogați ar lua în concediile lor și pe alții cu ei și le-ar plăti tot numai ca să fie împreună și să ofere din ce are Dar săracul ăla mai prost, că n-am cum să-l numesc, o să refuze că eu nu pot să primesc, că eu mă îndatorez, dar află, îți îndator dacă vin. Dacă mi cum zici tu, concediu la trebuie să-ți dau după aia ceva înapoi, vrei să-ți țin doar companie, te bucură că mă bucur eu, dar bun, atunci fă -o, că mi-ai dat și înscris și verbal că nu-ți sunt dator cu nimic, vrei doar un prieten bun și apropiat cu care să te bucuri. Dar omul cred că ăla mai săra cu prostii mândru și când mă mândria și prostia e la un loc, n-are, nu are nicio șansă, va rămâne așa mediocru că n-ai cum să-l numești. Și ăla bogatul, din păcate, nu are cu cine se bucure cu adevărat, pentru că însă și omul modest, care nu are cap, nu știe să aprecieze succesul celuilalt. Frustrarea iarăși naște invidia, pentru că face parte din elementul lemn și lemnul hrănește focul și frustrarea care o ai în interiorul tău, când ai reușit, nu știu, ai avut un examen și ai căzut, ai vrut să faci ceva proiect și n-a mers, te-ai dus la o întâlnire și n-a venit omul respectiv. Și tot așa, se adună tot felul de frustrări, pentru că frustrările se nasc din așteptări, ca să vezi cum funcționează, și așteptarea hrănește, așteptarea nerealizată, adică ai așteptat degeaba, naște frustrarea și frustrarea la rândul ei hrănește și naște mai departe invidia. Um. Am vrut să vă mai zic aici că există un tip de om pe care cu toți îl vreți. Un om care să fie la rău lângă tine, nu ca așa spuneți voi că prietenul adevărat se cunoaște atunci când îți este rău. Bun, foarte bine corect și asta e corect. Dar uite-te mai atent în viața ta. Că prietenul adevărat și cu adevărat, adevărat, este acela care ți este alături de tine când îți este bine, când trăiești binele. Adică, când ai un succes, când ai o realizare, când ai, nu știu, ceva dobândești și vrei să te bucuri cu așa zisul prieten și el dispare, se dă ocupat, n-a văzut, n-a observat. Și el dispare când îți merge bine sau când ai realizat ceva, ăla este printre cei mai mari invidioși posibil care poți să-i întâlnești vreodată. Pentru că el e acolo alături de tine când îți merge rău, foarte bine și ok, te susține, e pe drumul tău în timp ce crești sau când faci ceva sau când nu realizezi ceva. Și când ai realizat și vrei să te bucuri, dispare. Și atunci îți dai seama că pe lângă oamenii care vi doriți, care să vă fie alături când vă este rău, o să vă rugați mult de tot la un moment dat să întâlniți oameni cu care să vă bucurați. Pentru că prietenul adevărat este acela, este și acela care poate să se bucure împreună cu tine de ceea ce tu ai reușit. Ca și că e important și asta, poate nu știți cum arată un model de recunoștință și de admirație și am să vi-l ofer eu acum în direct. Eu mă ofer Recunoștința și admirația față de Eduard. Eduard a reușit să facă ceva, ceea ce rar un om vreodată va reuși vreo să facă de unul singur. Să creezi un manual de numerologie de 900 și ceva de pagini de unul singur, fără să lucrezi cu nimeni la el, e mare lucru și este de admirat. Îl admir că a reușit să fie unicul din România care să scoată o aplicație de numerologie, să nu mai stea oameni cu pixul și hârtia se chine să facă calcule și a oferit-o gratuit, măcar ca modalitate de calcul și interpretări cheie, tuturor românilor și nu numai. Și pentru asta îl admir enorm de mult că a făcut un astfel de cadou și a avut un astfel de suflet atât de nobil încât să ofere lumii întregi așa mare, mare lucru îl admir enorm de mult că de la orice fel de iconiță care o vedeți în aplicație, de la orice fel de model care vedeți acolo, de la fundal, de la ideile care sunt căsuțele alea de acolo, noua lui metodă de calcul numerologiei, până la numerograma lui completă unde vedeți absolut toate detaliile acelea sunt gândite de el și pentru asta îl admir enorm de mult și sunt enorm de fericită să văd că există un om care face singur cap coadă creația că au existat oameni în urma lui sau pe lângă el care l-au ajutat să realizeze, îi admir și pe ei, dar să le gândești singur pe toate și să reușești să faci așa o mare capodoperă e de admirat și pentru unii de invidiat. Dar eu știu să-mi arăt recunoștința. Poate nu sunt la fel de bună la scris cum o face el prin declarații, dar vreau să o spun acum în direct că-l admir. Că nu există niciun numerolog din România care să-l fi felicitat vreodată. Și prin asta îmi dau seama cât este de apreciat și de invidiat în același timp. Îmi dau seama că nu există niciun om Oricât de, nu știu, mult s-a bucurat de pe urma lucrurilor care le-a dobândit, fie prin multe, nu știu, ferestre pe unde a venit cunoașterea lui Eduard și n-a primit niciodată o apreciere cu adevărat așa cum o merită, mai ales din partea bărbaților niciodată. Și îmi dau seama cât de mare e invidia și de la un bărbat către celălalt bărbat. Și eu, Soada Gachi, îl admir și îl apreciez pentru tot ce a reușit să facă. Și vă invit și pe voi, dacă aveți un soț în casa voastră, un bărbat, o fată, o femeie, o mamă, să-i exprimați recunoștința și admirația. Pentru că, momentul când admiri pe cineva și îi și spui că îl admiri, peste tine, dacă vrei, vine și norocul, vine și bunăstarea, vine către tine tot ce are mai frumos viața de oferit. Să admiri în taină și să taci și să admiri și să nu spui unui om. Tu nu oferi cadourile care după aia ți se întorc ție înapoi miit. Uitați-vă peste tot în lume că cei care își exprimă admirația vis-a-vis -vis de ceva ceea ce admiră, instant în viața lor ceva minunat se întâmplă. Și chiar dacă e o formă până și egoistă să alegi să admir doar ca să primești înapoi pe alte căi, merită să o faci și din acest considerent. Poate nu cunoașteți legile Universului cum funcționează, dar vi le spun eu, admiri, simți o admirație, spune-o. Dacă o spui, vine la tine ceva înapoi. Și dacă nu funcționează așa, poți să-mi scrii mie și să-mi spui, uite, soada, mi-am exprimat admirația, dar nimic bun nu s-a întâmplat încă în viața mea. Eu îți spun sincer că dacă atunci când admiri și spui și și vezi, ai să ai foarte multe beneficii, poate dacă mai multe decât ai visat vreodată și ai văzut vreodată. Iar în ceea ce privește invidia între bărbați, da, există și între bărbați. Un bărbat poate să fie invidios. Mi-am notat aici, stați așa, că am o, întregă, o, o, o întreagă variantă specifică, detaliată și pentru bărbați. De exemplu, invidia unui bărbat către un alt bărbat. Un bărbat poate să fie invidios pe un alt bărbat pentru frumusețea lui. Pur și simplu există. Și bărbați frumoși. Poate nu la fel cum se observă atât de multe femei frumoase, dar există și bărbați frumoși. Și un bărbat poate să se simte inferior lângă un alt bărbat care e frumos. Pentru că un bărbat frumos, dacă e frumos, în general, numit frumos. El n-a trebuit să depună un efort să devină frumos așa cum deseori depune o femeie un efort să fie frumoasă. Sunt multe femei care nu sunt așa plăcute la chip, dar cu un machiaj, cu nu știu, câteva tehnici așa pe care doar o femeie le cunoaște, poate să arate foarte frumoasă. Pe când un bărbat, dacă se naște mai frumos și are un chip plăcut și trăsături armonioase, el n-a depus un efort, nu trebuie să se macheze să arate așa, nu trebuie să-și pună ceva pe față, nu trebuie să-și facă nu știu ce artificii ca să fie frumos și bărbații la nivel instinctiv cunosc asta. Bă, ăsta e un tip arată bine și dacă un bărbat e frumos, pe lângă ei e periculos pentru că ăla are femei fără să depună el un efort să aibă bani sau mașini sau vrăjeală, bă, ăsta e frumos. Cam așa funcționează subconștientul altor bărbați fără să fie conștiinți, e așa cum va simt și gândesc la nivel subconștient. Bă, ăsta e frumos, ăsta are femeie așa, nu trebuie să le plătească, să facă sex cu el, le și dobândește, nu trebuie să se agite, să fie bogat, e frumos, dă-l încolo, stai mai departe. Și un bărbat frumos are printre cele mai mari invidii de la alți bărbați. Și în general e mai singur așa din fire și dacă are printre ei și alții, probabil că are ceva el mai bun de oferit și ceilalți îl țin pe aproape pentru că... Na. Pe lângă că e frumos, poate, nu știu, un fiu de barosan și e bogat sau pe alte beneficii, nu l țin ca să-l admire cât el de frumos ca să învețe de la el ceva. Nu. Uh, invidia unui bărbat către un alt bărbat poate să fie pe succesul, lui. după cum v-am și zis și mai devreme, uh, în cazul lui, doar poate să fie și pe succesul lui mare invidie. Uh, se preface că nu vede. Da, bă, frate, felicitări, bravo ție, nu știu așa, foarte sec, seacă este aprecierea la, de la un bărbat către un alt bărbat și bărbații. Cei mai mulți, dacă ajung vreodată să fie invidioși, și pe succesul altor bărbați. Acolo e altă categorie. La femei pot fi ele invidioase pe succesul altelor legat de bani, nu știu, dar acolo se învârte alte chestiuțe, frumusețe și iubire și cât ea de dorită și vrăjeli de-astea. Dar la un bărbat e alt treabă. Un bărbat ajunge să simte extrem de frustrat și de invidios dacă vede că altul are realizări și succes. Mai ales când vine vorba de faimă și de putere, adică are relații, cunoștințe, nu știu, șmecher, oameni care au deschiduși, și rezolvă pile relații, cunoștințe, unul care are așa un statut de ăsta plin de potențial, ceilalți sunt extrem de invidioși. Dar în privința bărbaților, când unul e mai șmecher, ei, în ciuda invidiei, stau pe aproape. De ce? Pentru că își dau seama și își cunosc, cum să spun eu așa, ierarhia. Bă, ăsta e mai șmecher ca mine, are mai mulți bani, are mai multă putere, are, 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 are. Eu să stau pe lângă el ca să fur meserie, să fur cunoștințe, să fur idei, să fur. Și bărbații cam simt și știu asta. Acceptă un invidios în lumea lor, poate pe mai mulți, dar acolo regulile stau așa, câștigă care e mai bun. E un spirit competitiv mult mai, cum să zic așa, cât de cât mai corect pus la punct, pentru că eu care știu că sunt invidiat, eu îi dau sarcin și la ăla și la ăla și la ăla, știu că mă invidează dar Uh, în ei există spiritul competitiv de a fura și cine fură măserie devine mai bun decât dacă învață e Cine fură idei sale tale, bravoții, adică se întâmplă lucrurile așa mai bravoții, ai reușit, dacă nu, nu În cel mai rău caz îl omoară sau îl bate, adică sunt lucruri destul de banale care se întâmplă între bărbați Dacă unul simte că e invidios pe celălalt sau dacă a făcut ceva mare lucru, nu apar șerpării foarte multe Așa că între femei în care stă cu tine, zâmbește și după aia te trezești otrăvită sau eu știu ce alte nebunii. Mai apare o invidia într-un bărbat, vis-a-vis -vis de alt bărbat, dacă celălalt are o femeie mișto. Și nu mă refer neapărat că e mai frumoasă ca femeia lui, dacă e o femeie care îl iubește pe acela și oferă susținere, dragoste, înțelegere și idei. Și dacă și ea la rândul ei este o femeie înțeleaptă, inteligentă, descurcăreață, adică bărbații, poate fi foarte invidioși pe un bărbat dacă are o femeie capabilă lângă el. Înnebunezi de ciudă și de obicei abia așteaptă aia să calce strâmb sau ajunge să fie defăimată în ochii lui sau să spună că ea e o curvă sau că se duce cu alții, adică caută cumva să bage zânzanie în mintea acelui bărbat ca să nu mai țină pe femeia aceea sau ajungă aceea să se dea, să se dea la ea, să o vrăjească, să o atragă tocmai ca să-i demonstreze lui, uite bă ce femeie ți-ai luat, n-ai văzut bă că a cedat așa ușor, bă, eu, tu ești prietenul meu, tu ești fratele meu, da uite ea te-a înșelat cu mine, noi doi știu cum suntem și atunci... Dar dacă e o femeie cu adevărat capabilă, nu o să cadă în plasă și atunci așa măsoară și așa își să invidia bărbatul care invidează un alt bărbat testând femeia acelui om ca să vadă dacă e valabilă sau nu și ce surpriză are când vede că aia nu cedează și nu e așa de lihnită după alții sau așa doar să-și facă de cap și rămâne marea lui susținătoare, a, ăla chiar crapă în inima în el la un moment dat pentru că nu suportă un bărbat să știe că a găsit un alt bărbat o femeie capabilă. În general, va căuta să se mintă singur și să zică așa, nu are cum o femeie să fie capabilă, sigur are ea ceva rău. Și așa s-a consolat repede un bărbat. Așa fac bărbații. Când vede o femeie ca lumea, că o duce capul, că e deșteaptă, că e înțeleaptă, că e descurcăreață, că -ă se realizează ușor, că o, nu știu, are admirator, are faimă, are puterile ei, se consolează imediat Ei, e urâtă, e strâmbă, sau are mici, sau nu știu, are burtă, sau are fundul, ai ură, a băgat la acolo a ceva, așa, dat cu nisipa așa în ochi și doarme bine la noapte. El s-a consolat așa. așa fac bărbații care au că în sens nu de mărime, ci de sânge în instalație este foarte mic, denigrează femeia rapid în capul lor ca să-și demonstreze că ei totuși sunt mai buni și cam atâta fac. Adică de altceva nu sunt capabili mai mult, ei nu suportă. O să vorbesc și care sunt invidiile care le are un bărbat vis-a-vis de -vis o femeie, că mai sunt și bărbați invidioși pe femei și femeile trăiesc astfel de senzații pe pielea lor, dar imediat să termin cu ce invidie are un bărbat vis-a-vis de -vis al bărbat. Pe iubirea care o primește, cum am spus, de la o femeie, pe femeia lui, pe succesul lui, pe frumusețea lui Și nu mai stau să înșer toate, dar tot ce ține de statut, pe faima lui, cât e de căutat, de dorit Pe bunurile lui, mașini mai tari, mașini mai bune Pe proiectele celuilalt, poate fi fie invidiosul, un bărbat Pe ideile lui, că este mai inventiv și vin foarte multe idei Interesante și mai ales și cel mai mult pe realizările unui bărbat. Dacă unul a tăcut așa în taină și a făcut ceva și a realizat ceva, celălalt rămâne șocat. E un șoc foarte mare să vadă un bărbat că un alt bărbat a realizat o chestie, o chestie mai imposibilă, o chestie mai grea. Pe el nu îl impresionează că a avut ajutoare sau nu, sau că l-a dus singur cap. Pur și simplu, dacă a realizat ceva, este incredibil de ucigător în inima lui să vadă bă, că ăsta l-a dus capul, bă, a reușit, eu care am crezut bă, că nu se poate și mă a și nu știu și începe și de bine pe femeia lui că e proastă, că n-a reușit să-l susțină, pe maică sa că nu l-a lăsat când era mic, Dă vina pe România că dacă era în altă țară reușea, începe și dă vina pe colegului care nu era capabil Dă vina pe toți, dar niciodată pe el Invidiosul bărbat nu o să dea vina niciodată pe el pentru nereușita lui Întotdeauna îi devină societatea, președintele, primarul îi devină că lui merge prost Băi, dar cum Dumnezeu? De ce îi merge mai bine și ție mai ca fură? de -aia merge bine. Trebuie să fii șmecher și să furi. Hă, la fura, de -aia merge mai bine. Și așa se explică bărbatul român, în succesul său, pe seama dând așa că ceilalți sunt mai șmecher și hoți și de-aia ei au reușit. Dar el, el e așa, integru, el are amar și el are și coloană vertebrală înfiptă între alea. Și stă așa drept totuși, el săracul e o victimă a societății, și drept și corect și de vreme acasă, el nu înșeală, el nu bate, el nu, el nu, face nimic rău, nici la, la baie niciodată, el integru tot, domnule, toți ăia sunt niște șmecheri și mincinoși, de-aia ăia s au reușit. Păi, asta e viața. Ce să-i faci? Câștigă care e mai bun, nu? Nu care e mai așa cică bună, așa, pe jumătate e doar. El nu știe cum să fie. Dacă el reușea și realiza să fraierească, să șmecherească, să facă... Dom'le, asta e... Am reușit, am reușit. Nu mai contează cum. Atunci aș găsea explicații, evident. Atunci era... dacă o femeie făcea un dulci care era capabilă, dacă reușea să aibă și el un câștig la loto sau undeva, gat, se schimbau datele probleme. Atunci providența, Dumnezeu și ceva, a pus mâna în cap. România e bună. Se poate și aici. Femeile sunt frumoase și deștepte și ale noastre nu sunt al mm, mm, mm. Cap, cap de bărbați. Bărbați care nu sunt bărbați. Care este invidia unui bărbat către o femeie? Hai să vedem care sunt. Păi și bărbații sunt invidioși pe femei. Chiar dacă bărbații nu-și dau seama, o să-i informez eu. Poate nu vă dați seama ce sentiment trăiți vis-a-vis -vis de o femeie, dar trăiți o mare invidie. Când ajunge un bărbat să persifleze în două mișcări și trei mutări. Nici bine n-a descris femeia gura și el deja o jignește. El trăiește o mare invidie. În primul rând pe vaginul ei. Sunt bărbați care sunt invidioși pe vagin. Dacă femeile sunt invidioase pe uterul altei femei, bărbatul e pe vaginul altei femei. Un bărbat, da, invidios pe vaginul altei femei. Că ea acolo, nu știu, Bag așa în ea și nu mă refer neapărat într-un act sexual sau că ce poate ea să facă sau ceva. Pur și simplu îi invidios că s-a născut ea femeie și el nu. Și sunt câțiva bărbați care în urma interacțiunii cu ei îți dai seama că sunt invidioși pe simplu fapt că există femei. Nu îi puteți numi neapărat misogini că ăla detestă femeia pur și simplu, ar ucide un misogin, la altă categorie, nu le, nu-i confundați, un bărbat ajunge să invi, fie invidios că există femeia, pur și simplu că ea poate să obțină de la viață folosind alte arme și alte metode, iar un bărbat ca el sau el trebuie să muncească când ea poate să facă frumoasă să aibă la picioarele ei bani și nu știu ce. Că el trebuie să fie deștept și să aibă idei în cap și nu știu și prăjoale când ea poate doar să, nu știu, arate un număr și pică o lumea pe stradă după. Ea. Adică e invidios pe simplu fapt că metodele unei femei de a obține ceva de la viață sunt într un contrast să zic așa, extrem de vizibil vis-a-vis -vis de ce efort trebuie să depună el ca bărbat să dobândească așa ceva. Și face o comparație. Bă, uite, bă, ce bine, bă, să fii femeie. Bă, te dai de dor din fun și ai bani. Dai de nu știu ce, ai găsit, nu știu ce, te duci acolo, ce -ți trebuie să aia. Adică așa are un dispreț complet, o vomă față de femeie. Că e, a, că e femeie, nu știu. Că dacă zâmbești odată și atunci minimalizează și... O face pe o femeie atâta de, nu știu, o marionetă, așa, tei, sunteți femei, voi nu puteți multe. E, femeia nu trebuie să fie puternică, trebuie să fie măcar femeie. Și au tot felul de de astea, cum le zic, um, um, propoziții, când am cum să le numesc, niște declarații, în care face femeia așa un fel de păpușe care strige în cap, ei și se aude un eco, o miște așa și se aude o bilă. Adică pentru el femeile nu sunt făcute să gândească. Ele gândesc emoțional. Femeia e foarte emotivă. Dar ce probleme ai, dragă, cu emoțiile? Tu nu știi câte emoții. Emoțiile pot fi extrem de creative. Când ai o emoție așa, îți vin foarte multe idei. Dacă tu ai în cap numai șurubele și cum zic, pioneze și tu ești așa logic și toate trebuie să pice cap la cap, e foarte mare gălăgie când te scuturi așa odată, că se aude așa ca o sculă de alea numai cu, uh, cu pivoți și cu, nu știu, tot felul de, de chestii așa de construcții când te scuturi. Nu, știu, nu, nu există acolo ceva savoare. Când o femeie de a aposul scuturi și e plină așa de baloane nea de emoții și bubuie toate dacă o strâng, o strâng mai tare, dar să știi că împreună îți face casă foarte bună. Adică nu se poate unul fără altul, alta fără altul. Dar vă, vă place așa să vă luați de femeia? Că e emoțională. Pun pariu că bărbații care se uită la live-ul ăsta, oricum au închis. Clar, din start, în secunda, în a, a, minutul 2, l-au închis. Că vorbesc multe și mai sunt și expresivă și mai am și multe tonalități și un bărbat de asta, de genul acesta care în general denigrează femeia sub orice critică, fie mă înjură, fie vorbește urât despre mine, fie închide. Deci de obicei are cont fals pentru că bărbații ăștia nu au cont adevărat, ei nu poate să be cont adevărat. N-au cum să aibă cont adevărat, Adică să-și mai ar și, și fața, așa, public, cât ei de invidios și de frustrați, mai bine nu, că se tem, știi, eu teamă. Eu măcar mi ar și fața, așa cum e ea și vorbesc, adică sunt foarte vizibilă. Dar bărbații ăștia nu au. Plus, un bărbat este foarte invidios pe o femeie, vis-a-vis -vis de o femeie care o duce capul. Foarte invidios. O duce capul, pentru că își dă seama din clipa aia că ea poate fără el că nu mai are nevoie de un bărbat. Și dai seama dacă pe una ca ea o duce capul să se descurce în viață, eu ce rol mai am ca bărbat? Doar să fac sex cu ea? Doar să-i dau un penis? Oare la atâta sunt bun? Și atunci se autocastrează el și se gândește că e bine și fără mine, se descurcă și singură. Da, el uită că sunt femei care într-adevăr se descurcă foarte bine, dar vor și ele să fie iubite și apreciate pentru ceea ce sunt și au ajuns și să fie venerate și poate să fie sărutate și îmbrățișate. Ele nu se pot mângâia singure și nu se pot pupa singure și să zic unii bărbați, păi da, dacă v-ați ajuns așa mari, nu, nu vă mai trebuie unul de ăsta. Știți și voi femei de casă gătiți, spălați și atunci o să primi și -ale. Adică e un fel de pedeapsă, fă nebună. Adică dacă ți-a trebuit să fii șmecheră, acum descurcă-te și singură. Tu dacă vrei să ai mângâierea mea și dragostea mea, stai la cratiță, gătește, vezi de casa ta, nu căuta tu faimă și cunoaștere și cărți și nu știu că atunci o să ai parte și de mine. Adică numai pentru atâta să sacrific eu, păi dacă e așa și devin și o ca și tine, plătești și eu de ăștia care să mă mângâie, că sunt mulți care m mângâia. Mă masează în niște bărbați super mișto, E și profesionist făcut. Dacă tot am făcut banii ăia și am ajuns singură și dacă singurătatea mea trebuie plătită pe simplu fapt că a vrut să fiu cineva și să fiu independentă, să nu depind de un bărbat, atunci măcar o să plătesc cu banii care am câștigat servicii profesioniste de făcut sex, servicii de profesioniste de masaj, servicii profesioniste de declarații, servicii profesioniste. Atunci nu mai trebuie să revin la ale mele așa casnice degeaba de dragul tău ca tu să-mi dai o mângâiere așa flioșc-flioșc, să mă scarpi bine de în cap, spui că ești bine și așa eu te iubesc să-mi trântești așa de, nu știu sărbătoare, Crăciun, o chestie care oricum nici nu știi ce-mi place adică nici măcar nu sunt profesioniste nici în numele iubirii care zici că mi-o porți adică nici nu e mișto când zici că mă iubești și mai mai sunt și blamată dacă le voi căuta singură pe la urmă, știi, și atunci bărbatul în zilele noastre este extrem de frustrat în fața femeilor care ajung capabile. Și mă refer capabile nu la cele care le vedeți așa afișate, care se laudă că și-au făcut nu știu ce și au ele nu știu câte și au... S-au măritat. realizat, dacă realizarea unei femei doar că s-a măritat cu unul bogat și că e frumoasă, săraca femeia frumoasă bogată. N-am decât să-i spun atât, adică dacă ea cu atât se mândrește, dar eu o felicit. Dacă ea e fericită în inima ei și împărtășește bucuria ei cu alte femei, eu o apreciez. Dar dacă apare doar așa ca să promoveze ideea de femeie, de succes, dacă ai reușit să prinzi un, nu știu, mare mahar și ești doar frumușică, păpușică, mh. na. Sunt multe femei care invidează așa specimene și e incredibil dacă pentru atâta le e grav. De că toată viața voastră se canalizează spre a urmări viețile femeilor care își achiziționează un bărbat cu bani și îi arată bine, și altceva mai mult nu pot să facă, ce pot să zic eu? No. Invidiațiile. Oricum nu o să reușiți să aveți un sentimente minunate în inima voastră. Mie mi-e milă de ele, dar le apreciez doar pe acelea care le văd că sunt și capabile, știu, să gândească. Bă, sunt frumoase, smăritate, cu bărbați bogați, bă, dar o duce capul, știe treabă, are minte strategă, știe cum să pună problema, are un limbaj adecvat, are creativitate, bun simț, generozitate, mai ajută și pe alte fete, le învață să nu calce pe aceleași becuri și prostii care le-au făcut ele, adică sunt și printre ele de apreciat. Așa, hai să vedem ce anume mai invidează un bărbat la o femeie, ideile ei. Inteligența ei, dacă e deșteaptă. Ce? Trebuie mie mă, o femeie deșteaptă, o să zic el. Trebuie mie deșteaptă? Mie nu -mi trebuie pe o femeie deșteaptă. Ce faci mă cu deșteaptă? Bărbații fug de femei deștepte. De ce? Pentru că ei nu au capacitatea să mintă bine. Un bărbat nu, nu știe să mintă bine, e făcut să nu mintă bine. O femeie minte excelent, ea e foarte bună la mințit. Ea poate să ia premiul Oscar la minciună și creativitate în minciună, dar un bărbat nu poate și atunci e ușor de prins un bărbat care minte. Foarte ușor. De aia preferă să-și ia una mai proastă decât el ca să nu fie prins în minte și e de preferat una mai proastă și tântăloacă. Și atunci n-ai ce să faci decât să te mulțumești cu proastă și frumoasă decât deșteaptă și farmec. Că zic bărbați, ce trebuie tot? O promovez promovezi farmecul și inteligența la o femeie. Păi da, îl promovez, că vreau să ajut și o femeie să iasă din viciul acela de a căuta frumusețea tinereții la 70 de ani, de a se nu se mai chinui acolo când de fapt nu asta căutați la o femeie, căutați să fie șmecheră, interesantă, fermecătoare, versată, să-i umble mintea, dar să fie doar a ta. Și știi că dacă pe o femeie o duce capul și e șmecheră și versată și o duce mintea, ți-e că nu e doar a ta și atunci ea ai probleme, te doare capul și prefer să iei una toantă și doar frumușică, nu? Ca așa nu mai tu bătăi de cap, ai, poți să minți ușor, ai acolo, te iubește, o, o păpușică, tu ai timp să-ți vezi de ale tale atunci te înțeleg pe tine ca bărbat că e frustrant să ai o femeie inteligentă. E mai comod să ai una prostănacă acolo care să stea așa și să nu știe multe, nu? E mai comod. Bravo, felicită. Dacă viața ta e fericită așa... Dă-i bătaie! Te găsesc multe pe drum, din păcate. Eu mă străduiesc să le mai educ, așa, să le mai mancipez, să știe să pună problema, să te învețe și pe tine că nu e nevoie să minți, că poți să fii și sincer. Știi că cu o femeie inteligentă... Nu trebuie să te străduie să minți. Cu ea poți să fii sincer pentru că una inteligentă nu o să te judece, nu o să te critice, ea își cunoaște puterile, îți știe și ție slăbiciunile, vede altfel lucrurile și greșelile tale. și una inteligentă și înțeleaptă s-ar putea să te șocheze, că ar putea să-ți accepte și ieșirile tale clandestine și faptul că vrei să faci poate cu încă o femeie sex și ea poate să înțeleagă chestia asta, s-ar putea să te și excite asta la ea, că poate să accepte și chestia asta, da, s-ar putea, depinde de cum pui problema și ce cauți. Adică cu o inteligentă și cu una isteață, viața ar fi foarte piperată, dar poate ți îți place ideea de mister și de a te ascunde și atunci dacă asta cauți misterul și ascunzișul, cu una inteligentă nu merge. Dar sunt bărbați care numele Infidelității, de fapt, ei caută să trăiască adrenalina Misterului și al Secretului. Și atunci înțeleg, pentru că, când cauți misterul și secretul, nu poți să-l ai lângă o femeie inteligentă, că acolo te prinde repede și e pe față totul, și nu. Chiar okay. pentru un bărbat care ar vrea să trăiască misterul la alt nivel și uh, chestia așa, după colți interzisă, și uh, de desubturi de astea, ca să aducă erosul în cuplul său. Se poate și cu femeia de lângă el, aia super inteligentă, că ea mai știe să facă și pe proasta, știi? Proasta e proastă, dar aia care e inteligentă știe să facă pe proasta și asta e greu. Să poți te abții și să faci și pe proasta, e ceva incredibil. E greu de găsit asta, știi? Că aia face pe proastă care și au un interes și atunci te incite interesul. Care interesul? E o poveste întreagă, nu mă mai întind. Nu știi tu de astea bărbate care cauți doar atât, sau inteligentele de evitat în viața ta. Invidia unui bărbat către o femeie poate să fie și faptul că ea a fost promovată la locul de muncă. Se găsesc bărbați invidioși pe colegele lor că ea a fost promovată, că ea are un statut și atunci simte iarăși el doar a ta, un falu stăiat. A ta simte că vine așa un călău care face așa Fuh! și se gândește așa ce caută asta aici, ce a făcut ea. Sigur s-a culcat cu șeful. De aia să v-am spus că sunt bărbați invidioși pe vaginul unei femei. Adică ei nu-și dau seama că sunt invidioși pe slăbiciunile altor bărbați care ajung să fie prostiți dacă o apare o femeie. El nu-și dă seama că de fapt nu e pe vaginul unei femei, e pe nu știu, lipsa de minte și de verticalitate altor bărbați care vor accepta o femeie doar ca să fie, nu știu, ea mai suspusă decât un el. Adică sunt alte de desubturi mai departe de atât. Și... Da, ea a fost promovată. El e invidios. Și invidiosul, cu colegul invidios. Cred că multe femei trăiesc, multe, adică acele care muncesc pe brânci pentru un proiect și au o realizare și au o promovare și se trezesc cu un coleg de la invidios, care un bărbat invidios. Știi cum se apropie de tine, nu? Vine și vede ce ai făcut. Mm, are așa o atitudine de astea, da, dar parcă nu e așa, nici nu zice că nu e bun, dar nici nu zice că e bun. El caută alte metode, să-l ia pe el altfel, să-ți facă greșeli. El are chiar planuri bine elaborate puse la punct, cum bărbat imidios pune ceva la bătaie, adică un plan. E un pic mai, mai greuț așa cu ei, cu femeie, Pune și a planuri la bătaie, dar se cam trădează ușor invidia la o femeie. La un bărbat o maschează altfel, o, o dă cu indiferență, o dă cu, nu știu, o stimă de sine foarte mare. Găsește la alte metode. Un bărbat poate fi invidios pe realizările ei. o soție, de exemplu, poate să fie, sau iubitul tău poate să fie foarte invidios pe realizările tale. Nu știu, ai luat examen, ai intrat la facultate, uh, ai reușit să, nu știu, o elaborezi o formulă nouă matematică. Adică ai o realizare ca femeie și vezi că bărbatul de lângă tine te invidiază. Adică nu te apreciază, nu desface, nu știu, o sticlă să sărbătorească, nu zâmbește fericit lângă tine, vezi că nu, nu se laudă în jurul său să zică: Vai ce bine, uite ce a reușit iubita mea, adică ține așa pentru el, tace, nu zice nimic ca să uită așa mai strâng, da, bravo, felicitări, dar știi că nu știu ce. Adică e așa un fel de supărăcios acolo, alături de tine. Um, un bărbat poate să fie invidios față de o femeie că e descurcăreață. Reușește să bată un cui în zid, să, nu știu, conducă mașina, să. Nu depinde pur și simplu de el, nu îl sună pentru că se descurgă și atunci e foarte frustrat pe chestia asta Și atunci se dă seama că el nu are alte calități cu care să vină în față unei femei Adică are și promovare, are și faimă, are și, nu știu, admiratorii ei are și faimă, am zis deja asta Ce mai are? Frumusețe, succes, tot ce-i trebuie, bani, prieteni, admiratoriei și el se gândește că el cu ce să mai vină? Și vă spun eu cu ce puteți să veniți. Cu un bărbat care e acolo, lângă ea care o mângâie. Mângâierea pentru o femeie este neapărat necesară. Și o spui, dar ce sunt eu, bă, doar un mângâietor? Da, un mângâietor e necesar. Unul să te mângâie. O femeie trăiește din mângâierile unui bărbat, înflorește și oferă tot. Să fie mângâiat, să fie pupat, să fie îmbrățișat, să îi faci surprize, să cauți măcar rezervări nu știu unde într-un concediu, să găsești tot ce mai calitativ, să o scoți la plimbare, să o duci undeva pe banii ei, da, pe banii ei, dacă tu ești mai sărac, pe banii ei, pentru că de-aia ai făcut bani să vă bucurați împreună, să nu mai te duci și tu la servici, să fiți doi oameni ocupați, unul trebuie să fie odihnit. Ea nu poate să stea odihnită, El are, ea nevo are nevoie de unul odihnit, care să facă dragoste cu ea, poate mai mult de două minute, nu știu, ne, le trebuie femeilor ăstora un bărbat odihnit. Nu nu obosit la fel ca el, adică după ce că ea a ajuns mare șmecher, stă în firmă 12 ore, stă pe telefoane, trimite mail fuge din stânga în dreapta, e obosită, ea când vine acasă vrea unul care să facă dragoste cu ea, să o mângâie, să o sărute, să o admire, să o scoată nu știu ce, să se mândrească, să fie fericit că ea a reușit să-i facă surprize, să nu știu, poate să adune prietenii, să găsească el, să o promoveze, să fie pe să fie pe lângă ea, să găsească bărbați care să investească poate în ea, să fie alături, să-și găsească el un grup de bărbați care văd că femeia asta e capabilă, bă, ea reușește ceva ce noi nu. Nu știu, sunt multe activități pe lângă o femeie celebră, mult, ai treabă lângă una de asta, nu e ușor, e un full job time acolo și tu spui că n-ai ce să faci lângă o femeie. Ce ar putea să mai vrea o femeie care are totul? Ce vrea? Un next level. Dacă bani și faimă așa a putut procura și tu crezi că îi trebuie poate unul la fel, sunt multe femei care ar accepta măcar un bărbat mai puțin prestigios și faimos decât ele, dar un bărbat cu potențial iubitor, fidel, loial, măcar dacă nu fidel, că e altceva uh, adevărat, sincer și integru și să fie acolo să o susțină. Și să susțină nu înseamnă să fii prost. Ca așa cum femeia te-a susținut pe tine, a, la rând, poate, din secole trecute, de ce a... A fost o meserie de proastă, adică de susținătoare, adică noi am fost proaste toată viața noastră și în alte vieți că am susținut bărbații și voi dacă trebuie să ajungeți să susțineți unele femei numiți această activitate, deci ești un prost. Nu, tu s-ar putea să ai foarte multe beneficii, pentru că nu mai trebuie să-ți bați capul cu ce-și bate ea, dar tu poți să treci la alt nivel, la inteligența emoțională, care lipsește cu desăvârșire și ar fi excelentă pentru un bărbat care vrea să fie capabil și care să fie adorat de alte femei. Tu știi ce atrăgător e un bărbat în lumea femeilor așa foarte elevate, care vede care știe să ofere dragoste femeii lui. Alea toate o să fie nebunite după tine. Dacă apar așa niște femei de astea așa educate, stilate, versate, aranjate, parfumate, educate, șmechere, au bani, au faimă, au carieră, au tot ce le trebuie și apar tu, iubitul, loial, drăgăstos, aranjat, educat, cunoscător de foarte multe lucruri, elevat din foarte multe puncte de vedere, care a deține arta conversației și carisma, care știe cum se poarte cu femeia lui, și îi oferă asta iubitei tale în ochii celorlalte femei, tu ești net superior față de mulți alți bărbați care se chinuie să facă un ban, să aibă o carieră, să bea o cu alții la masă, să consume tutun cât cuprinde ca să ajungă și ei așa terminați în interior, să aibă și ei ceva bani, faime, și ca să aibă gagicile alea. Ah. Și pentru asta tu o să câștigi altfel. Dacă te educi, citești, mergi tu la cursuri de dezvoltare personală, devii mai elevat, mai rafinat, înveți poate poezii, povești, pilde, toate de chestii de genul acesta și faci pe o femeie de asta așa super șmecheră să îndrăgostească de tine, tu când intri în lumea ei, tu ești deja acolo rege. Pe lângă ăla care toată viața se chinue, să depune efort intelectual, fizic, ce vrei tu, să meargă la luptă, să câștige bani, ca să exact aceleași lucruri. Și o să vă întâlniți voi doi, bărbatul ăla de afaceri o stă, super obosit cu bărbatul ăsta al care s-a um, educat în alt sens și el o să vină cu femeile alea și să fie așa burtos și obosit pe când o să fie aranjat, parfumat, odihnit. Ai de toate! Tu îți dai seama câte beneficii ai și tu spui că e o activitate de prost să susții o femeie șmecheră. Nu! Tu ai timp să ai mult mai multe lucruri. S-ar putea să-ți dau de gândit. Ea mai gândește tu de două ori, așa, ce ai tu de făcut, ce ai de făcut, îți dau o lista de citești cărți, cultură generală de toate citești lucruri care le place la o femeie, urmărești, nu știu, poveștile unor femei, dezastrele lor prin ce au trecut și ce nevoiau mai ales femei și mei care au copii și nu au un tată ca lumea, înveți să fii și un tată care nu ai fost acolo participând la naștere și la tot, dar înveți să fii și asta. Ai o, o, mult, mult material de autoeducare, dacă vrei, de autoperfecționare pentru un bărbat. Înveți cum să mergi, cum să te așezi, cum să mănânci la masă, îți da dai seama că te întâlnești cu o femeie, care că direct din lumea aia, dacă nu-i ceri sfatul, uite, băi, eu sunt bărbat, sunt așa mai vai și învață-mă cum să fiu în, din lumea aia ta doar ca să poți să îți oferi iubire în ochii lumii hm? ia, întrebați voi femeile astea că sunt multe, am avut multe femei care sunt de așa whole package, full option, le-au venit la mine la cursuri și duc lipsă de bărbați mult, păi dacă apare unul ca tine așa, care s-a prins de ideea mea Uf. Nu o să mai ai timp. Nu o să mai ai timp, nici nu să știi. Ideea e să o iubești, că gigolo mai se mai găsesc de ăștia, dar nu prea se au ei așa cu multe. Nu știu, ea decât să facă sex și cam atât. Ei nu, -a, nu sunt dotați la mansardă, ei sunt poate doar jos, cunosc niște chestuțe, dar nu. Când îi scoți în lume, nu poți să-i să lași să vorbească tu ca femeie, că te faci de rușine. N-ai cum să-i lași să vorbească poate să fie invidios pe faptul că ea e carismatică, că știe să se facă repede plăcută, că reușește să pătrundă în niște lumi doar prin simplu fapt că ea e carismatică. Nu trebuie să fie frumoasă, e carismatică. Ce înseamnă carismatică? Adică atunci când se potrivește ceea ce spune cu ceea ce arată și cu ceea ce transmite. Adică e foarte greu să ajungi să-ți antrenezi carisma la un nivel la care atunci când spui. Ce bine miroase tortul acesta de ciocolată! Pentru că se potrivește și dacă fac așa la fel. Ce bine era dacă mă culcam acum! Adică nu are nicio legătură, e tocmai miroseam o chestie și o vorbesc altceva. Asta înseamnă un om care nu-i carismatic, zice una și transmite alta sau transmite una și zice exact diametral opus altceva. Dar o femeie carismatică are mult de câștigat în fața ei pentru că se face ușor plăcută. Și s bărbați mulți invidioși că o vede pe ea cât de repede reușește social. Se descurcă repede social, se infiltrează repede în descurcărea, se rezolvă imediat chestii, nu trebuie să apelezi la puterea lui, la cunoștințele lui, la banii lui, la șmecherii lui, că îți dai seama după ce tu te-ai și ai băut acolo și ai băgat în tine toate substanțele și să-i faci pe ea de partea ta ca bărbat, ea reușește, uite, așa, prin simplu fapt că e carismatică și îi zice două cuvinte, e drăguțică, e șmecherică, așa, îi face un alt, zice ceva, nu, trimite -o, așa, o bezea și gata. Și ți spică fața ca bărbat, te nervează. De aia n-a făcut mult decât așa, să fie mai carismatică și a ieșit, da? Uh, știți când e cel mai fericit un bărbat? De asta e invidios? Când o femeie ajunge să fie defăimată când e huiduită. Uai, ce se bucură bărbații în clipa aia. Uai, mai, 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 mai. Când ea e defăimat. Când își confirmă ei de fapt că ea e o mare praștie. Pai, ce fericire e. Cred că atunci se îmbată de fericire când văd chestia asta. Numai. Cea mai maxim de satisfacție o atinge un bărbat când vede că femeia aia pe care nu o suporta și care îi merge capul e defăimat. Ala e, cred că un, un orgasm instant are bărbatul, ăla, ejaculează instant de fericire, când de femeia aia e defăimată. Asta e nivelul unui bărbat invidios pe o femeie. Așa. Hai să vedem ce mai avem aici. Bolile. Ce fel de boli poți să dezvolți? când ești un om invidios. Păi poți să fii bolnav și mulți oameni care suferă de invidie acută, nu așa, momente de alea fleșuri care vin și pleacă, e așa, constantă, cancer. Puteți să căutați dacă aveți așa un dubiu. Cancerul este unul dintre cele mai grave boli care le poate trăi un om. Și la fel, în aceeași măsură, invidia este cel mai grav sentiment pe care poți să-l ai. Așa cum am menționat și din biblic, și de oriunde, și ca sursă primordială, până și îngerul căzut a fost invidios pe Dumnezeu. Și la fel, și cea mai gravă boală este cancerul de orice fel, și atunci, în măsura în care se dezvoltă, la fel și invidia persistă în sufletul acelui om. Și oamenii care au scăpat îi felicit pentru că undeva, fără să-și dea seama, a reușit să se debaraseze și de un sentiment frustrant care exista în ei. Un om care este închistat, care suferă o frustrare, care are așa o, o închistare, o, o încorsetare, dezvoltă în timp un cancer. Și atunci, la baza unui sentiment, la nivel subconștient, poate ei n-au știut, au suferit și de invidie undeva pe ce nici ei poate nu-și mai aduc aminte, dar dacă a reușit să se vindece, să țină cont și de acest aspect foarte important. Altă boală mai poate fi de plămâni, cei care suferă de invidie poate să nu respire bine sau să aibă astm sau probleme de respirație și de plămâni în mod special și de piele mai poate să apară în urma invidiei când nu ți intri bine în pielea ta și atunci toate afecțiunile care țin de piele iarăși poate să fie ca și o bază la nivel subconștient invidia. Celelalte mai sunt, dar vă invit să le căutați dacă vreți să se găsesc despre ele. Bun, hai să mai vedem mai departe. Mai există și remedii pentru invidie, adică cum te poți apăra de invidie. Sincer, n-aș vrea să le dau live și nu maselor mari de oameni metodele de protecție împotriva invidiei. În primul rând, ar trebui invidiosul să caute o formă de protecție împotriva sa, pentru că el este cel mai mare, să zic așa, factor care generează blestem în viața lui prin invidia care o resimte în suflet. Și atunci va trebui, în primul rând, o protecție împotriva sa. Și o să vă dau un singur remediu, și anume în fața uh, omului care deja simte o invidie, și nu pentru ceilalți care sunt invidiați. Pentru ceilalți care sunt invidiați, există protecții uh, făcute, dar, uh, cum v-am spus, prefer să o țin uh, pentru persoanele care vor căuta în mod special să afle metodele pe care și eu le știu la rândul meu. Am studiat în Egipt tot ce ține de partea asta de de ochi și de invidie și de protecții specifice împotriva oamenilor invidioși și le cunosc și le știu, mai ales că acolo este baza și sursa tuturor amuletelor împotriva invidiei care este Ura este cea mai urâtă formă, care invidia are doar un singur pas să mai facă și cad în ură. În momentul când deja distrugi pe cel invidiat, tu deja ai căzut în ură și ura are cea mai joasă energie posibilă, iar înaintea ei, cu foarte mică, mică variațiune, este invidia, pentru că nu durează decât un pas să faci și din invidie să-i faci rău celuilalt. Și atunci ura care o resimte un invidios este fatală. Și atunci există metode de protecție împotriva invidiei, în diverse forme, nu neapărat amulete, mai sunt și niște uh, lucruri care sunt la vedere, dar oamenii nu le văd. Adică sunt așezate la vedere, dar nu le observă oamenii. Fie uh, pe mine, de exemplu, poate să fie ceva și voi să nu observați că este făcut asta, și nu este evident, este atât de subtil încât oamenii nu poate să își dea seama decât dacă le arăt la un moment dat care este un factor care întoarce invidia înapoi. O să dau doar remediu pentru cel care este invidios ca să se autoprotejeze de el însuși la finalul acestui live când termin de tot ceea ce am de spus, dar încă mai am de dezvoltat câteva versiuni de invidii. V-am spus acum invidia care se manifestă între femei și femei, bărbați și bărbați, femei și bărbați, bărbați și femei. Mai există invidia între frați, care iarăși se naște din cauza părinților care sunt acolo în casă și ajung să simtă și copiii că unul dintre copii este favorizat, este scos în evidență, este mai lăudat, apare spiritul competitiv între frați și atunci când se simte că unul este mult mai privilegiat decât celălalt, voi hrăniți invidia în cei doi frați fără să vă dați seama. Mai există la un moment dat când unul dintre frați ajunge să alimenteze în celălalt frustrarea și atunci se naște invidia. Invidia poate să pornească și din partea celorlalți, nu neapărat să fii tu din start un om viciat de când erai mic. De exemplu, sunt oameni, o categorie de oameni invidioși, care și-ar dori neapărat cumva să nască invidia în ceilalți fac tot posibilul să nască invidia. Ei trăiesc în primul rând cu gândul că ceilalți sigur sunt invidioși pe mine. Și atunci au așa stilul ăsta să se prezinte, uite, vezi ce ceas mi-am luat, da, ea în capul ei crede că ceilalți deja sunt invidioși. Doamne, chiar nu erau invidioși. N-aveau nicio treabă, Nici nicio treabă, nici măcar nu le plăceau ceasul ăla. Dau un exemplu acum, nici nu s-au uitat la el. Dar ea în capul ei sau în el în capul lui în general, la femei se întâmplă, ea chiar crede că ceilalți oameni sunt invidioși pe ceea ce are ea. Și atunci începe. Ai văzut ce ceas ce, mi-am luat? Mi-am luat un ceas sau nu știu, altceva. Mi-a făcut, nu știu, ceva la păr. Ea începe să gândească așa. Ceilalți sunt invidioși, uh, dar nu-mi spun, dar eu o să încep să mă laud ca să, nu știu, să așa, să moară de ciudă, de ce nu. Și mai mult decât atât, E o chestie interesantă cu ei, că undeva ei simt că așa pot să-și valideze faptul că au făcut ceva la viața lor. E singura lor metodă să dovedească, să-și dovedească lor că au reușit și ei ceva la viața lor. Și pentru că. Ei n-aud laudele, adică dacă cineva vine și laude, ei n-aud, cred că ăla se lingușește, că vrea ceva, adică au așa un caracter defectuos, că dacă vine un cineva și laude, băi ce frumos e făcut părul, e da, păi, uite ce frumos e la -ntru. e da, uite ce rușin, e da da, 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 se lauda, iura. vrea ceva rău să-mi facă. După ce încetează la cu lauda, ea sau el își dă seama că, nu știu, ăla a omis ceva de fapt, să spui. era invidios pe altceva. Și eu i am prins tipul lor de gândire, dar nu știu dacă o să mă fac bine înțelease și atunci vine cu altă chestie. Dați place rochea mea care mi-am, nu știu, făcut-o, vezi, zice roche, ce bine îmi prinde, vezi ce bine îmi stă, ai văzut ce frumos sunt, ai văzut ce bine îmi... sau el, de exemplu, uite, mi-am luat un trabuc foarte scump de nu știu unde și mi l-a dus din Cuba și de nu știu ce care și ei caută să-și valideze viața lor care are sens și că au făcut ceva căutând să trezească și să-și dovedească că ceilalți sunt invidioși. Asta e cea mai josnică formă de existență, printre cele mai evident, că este și altele, prin care un om poate să supraviețuiască crezând că e valabil. Nu are altă busolă în viață decât să creadă că oamenii sunt video și exact așa încep. Un lăudăros, ge în general un lăudăros, vine și să laudă. Una să spun, băi, am reușit să iau un examen, nu înseamnă că mă lau și asta e. Alta e să înceapă cu tot pachetul. Pai, să vezi, am fost în Dubai sau nu știu unde și am fost acolo și am băut niște cocktailuri incredibile și am mâncat așa de nu știu unde ce Pa, și a fost așa de savuros și tu stai, era foame, stai așa, stai așa -vezi, și livezi nu mai puteai, erai la masă aici, ai ieșit cu ea la masă sau cu cineva undeva. Tu taci încă, știi? Pai, fată! Și să pezi, acolo erau niște tipi care au venit la mine și m-au lăudat ce frumoasă sunt și ce calcică sunt și cât de faină sunt și pe toate părțile și fai de mine, că mie nu -mi trebuie soț, dar știi că tu ești măritat. Mie nu -mi trebuie soț, că eu am așa și vine așa și bagă un fitil pe la spate cumva că tot ce ai tu e degeaba cum trăiește ea e mai mișto. Cam asta e modelul. Și că mi nu trebuie soț, că nu-mi place așa ceva, stea un pe fundul meu, acolo mai mulți, așa, vin și îmi fac doar, și, mă, 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 mă ce și vorbește așa ca și cum nimic. Dar spune, nu, așa să, să nu știu, ați înțeles, e un om invidios acolo, care caută să nască invidia cu orice preț, dar pe tine nu face decât să nască, um, te ridici așa și te întrebi, ce caut cu omul ăsta? Și te încruță și nu-ți vine să crezi. De-aia traduce mimica non-verbală ca și cum ți-ar fi ciudă. Dar nici nu-i curioasă ce simți, adică nici nu vrea să audă că nu ești invidioasă. Doamne ferește, dacă aude chestia asta că nu ești, nu o să creadă. Nu o să creadă, pentru că din asta s-a hrănit, adică s-a strofocat atâta să nască tot felul de discuții. Cum să zic eu, sunt oameni care special vin și vor să nască invidia. Ei n-au cu ce să vină în plus decât atât, decât să nască invidia. Băi, să vezi ce succes am avut eu când am făcut o conferință, nu știu unde, și am vorbit și au venit mulți oameni și erau acolo și m-au apreciat, doamne, deci nu vrei să știi ce era peste mine acolo. Nici nu-l întreb dacă cum a fost la conferință, nu întrebi, dar vine așa dintr-o dată și îi spune o chestie știind cu ce te ocupi, adică caut așa să nască ceva care nu este. Și când îi văd așa îmi dau seama că omul nu-și poate valida succesul în fața ta dacă nu vine cu ceva de genul acesta. E ceva incredibil. Deci, specimenele astea eu le-aș ține departe. Deci, invidia între frați poate să existe. Uh, invidia între prieteni. Prieteni în sensul în care noi doi ieșim o perioadă, eu cu tine, cu o prietenă sau cu un bărbat prieten și la un moment dat să zicem că am găsit companie plăcută împreună cu altcineva, cu o altă femeie și... La un moment dat, mă vezi că ies cu ea din când în când sau povestesc. Și sunt femei foarte invidioase pe prietenele lor dacă și-au găsit alte prietene cu care mai ies din când în când. Aia un fel de uh, senzație de abandon, ca și cum au fost trădate, dacă ea și-a găsit și alte prietene cu care se iasă. Și voi trăiți o senzație mare de abandon, de trădare, cumva te-a trădat, dar vezi că te mai caut, adică faci verificare. Bă, mă mai sună prietena mea, da, mai mai întreabă, mai vorbim ca înainte, da. Dar mai nou văd că este și cu altă prietenă. Perfect, se simte bine. Nu, dar pare gelozia aia din invidie se naște. Adică ce să-i spună la cealaltă? E mai bună decât mine. Uh, prietena aia, bine că acum e mai bună decât mine. Ești cu ea mai mult decât cu mine. nu-ți mai sunt destulă. Dar te mai saturi, frate, stai de vorbă cu același o Mai vrei să schimbi și atunci te temi să-i spui prietenele tale că ai mai ieșit și cu alte prietene. Numai ca să nu o rănești. Și atunci oamenii capabil și ca lumea, fie că reușești, realizează, câștigă, sunt sociabile, le plac alți oameni, trebuie să se ferească de a prezenta lumii și a altă lume în care există băi realizări, există succes, există și viață bună și în pandemie se poate trăi mersi bine și nu pe bolile altora, pur și simplu s-ar putea că din ajutorul oferit în pandemie altor oameni chiar să ai un succes și în cariera ta, nu știu, că ai livra pâine la bătrân, că ai făcut injecții la nefericiți, că ai făcut ceva, nu știu, ai reușit și tu, numai nu există. Nu poți să vii să spui oamenilor povești de succes despre viață, despre ce ai făcut bun pentru că ți-e teamă că ai să trezești invidia. Și din cauza asta voi niciodată nu o să aveți în fața ochilor voștri, la televizor sau în altă parte, povești frumoase, pentru că nu vi se pot prezenta, dragii mei. Nu vi se pot prezenta pentru că o să crape inimă în foarte mulți, pentru că nu o să suportați. E mai bine să fie prezentate dezastre, calamități, accidente, boli și tot ce e mai rău și trădări și orice, numai ca să vă simțiți și voi bine în propria voastră viața așa cum e ea, fără nicio licărire, fără nicio speranță. Dacă v-ar da cineva la televizor o săptămână, succesul în examene, familii fericite care trăiesc, copii apreciați, cum trebuie educați, dacă vi s-ar prezenta la televizor reușite, idei de afaceri care oamenii au reușit, provești de viață care din dezastru și din sărăcie au ajuns undeva, dacă vi s-ar prezenta despre cupluri și despre iubire, despre variante fericite de cuplu, despre o două prietene care se înțeleg și cum s-au ajutat, chestii de astea, ar bubui ceva sau ați adormit de plictiseală? Pun pariu că dacă încep ceva să laud la final și să-mi arată aprecierea vis-a-vis -vis de ceva, o să scadă brusc 100 de oameni din live. Pentru că numai de aici am dau seama și am mai făcut teste de genul acesta când încep să vorbesc ceva frumos despre un succes, despre o realizare de-a mea, când vreau să spun ce am mai făcut, ce mai e bun, scad, chiar și urmăritorii brusc o stă că nu suportă să se mai uite. Le se pare degeaba, adică să aceleași lucruri prezintă. Oamenii nu suport. Dacă aș face scandal la final, aș începe să mă dezbrac, să înjur, să denigrez, să am o voce rea. Să mă iau de oameni, să vorbesc curând, să arăt urăciunea lumii și tot brusc ar sări urmăritorii imediat. Pentru că oamenii, știți de ce ador asta? Pentru că prin aceștia care fac asta, sau dacă eu aș face asta, s-ar descărca prin mine. Oamenii urmăresc alți oameni frustrați care vorbesc frustrant pentru că prin aceștia ei își descarcă propriile frustrări. Adică în sfârșit zice cineva ceva de rău și îl urmăresc pentru că prin gura lui este și ceea ce eu am vrut să spun și n-am avut curaj sau timp sau ocazia. De aia se urmăresc toți proștii peste tot. De ce? Pentru că prin însăși prostia lor eu îmi identific prostia mea și pot să râd și eu de-a mea. Urzând de a lui. De aia oamenii nu se pot uita la lucrurile astea, la alte mai plăcute, pentru că sunt banale. Pentru că nu ai cum să-ți reverși, știi ce poți să reverși prin ceilalți, numai ce ai mai rău. Și când vezi că există ceva bun, Că se întâmplă ceva bun în, la televizor, tu n-ai pe unde să-ți reverși la fel satisfacția pentru că încă nu trăiești în sinea ta, știi? Tu ai rău mult acumulat frustrări și vezi una cu gura mare, prin ea ți le reverși, te simți bine, te uiți la ea chiar dacă ți se pare aiurită și nu știu, needucată, dar te uiți deși că te simți bine că o spune aia că dă în alți oameni. Dar dacă în tine existau lucruri multe, plăcute, realizări, chestii faine, care le-ai trăit, iubiri nebune, ce vrei tu, vacanțe, oh, eu, ce vrei tu, povești de astea și una ar începe să vorbească așa, tei ai bucura că ai putea să te revărsa prin el, dar cum nu le ai în tine și aia vorbește tot, să numește laudă. Păi nu se laudă, măi, fată dragă. Ea spune exact niște chestii care ar putea să i inspire pe cineva, să ambiționeze altfel pe cineva, să dea idei altfel, să fie și apreciată pentru munca ei sau admirată sau orice. Dar dacă în tine nu există chestii bune, nu te poți revărsa printr-un om care vorbește de bine, pentru că nu le ai. De aia nu suport. Stingi repede televizorul, becu, ce vrei tu, închizi cartea. De astea siropoase nu o să funcționeze. Toate dezastrele sunt urmărite pentru că este un dezastru mare în oameni, și prin dezastre își descarcă și omul propriul său dezastru. Eu nu blamez tot ce zic acum. Eu vreau să vă arăt un fapt despre voi, despre oameni. Poate așa vă dați seama de niște chestii. Eu nu sunt aici să vă critic. Doamne ferește, dacă o luați ca pe o critică, e problema voastră. Eu am venit să subliniez niște chestii, niște aspecte, niște lucruri care vă ajuta poate să vă reevaluați reacțiile, viața, să știți ce urmăriți, încotro vă îndreptați, la cine vă uitați, de ce vă uitați și pentru ce vă uitați, de ce vă atrage și de ce nu, de ce nu suportați anumiți oameni. Poate așa, ridicând aceste discuții, Puteți să vă faceți și voi o idee despre ce sunteți. Ca să nu plângeți la un moment dat la psiholog și să râdeți la psihiatru, poate că ar ajuta cineva să deschidă discuțiile astea și să vi le spună așa. Nu sunt aici nici să critic, nici să blamez invidiosul, doamne ferește, caut să-l vindec și de aia am spus că la final am să dau și eu o soluție, cum anume poate să ce să-și facă lui însuși ca să nu mai trăiască invidia pentru că vine la pachet cu, repet, o grămadă de dezastre care și le aduce în viață de la boală până la lipsă de prieteni adevărați, insuccese, oameni care îl trădează, lucruri care îi se întâmplă, pierderi, incendii, furturi, se întâmplă, tot ce e mai rău începe să îi se întâmple, înțelegeți? De aia e foarte important pentru omul care invidează, în primul rând să se identifice și în al doilea rând să-și facă ceva lui însuși ca să poată să rupă odată lanțuri ghinioanelor din viața sa. Asta e singurul scop al meu și atunci trebuie să identificăm unde e invidia. Uite, de exemplu, între adolescenți poate să mai fie invidia. Un adolescent își dorește foarte mult deodată. Așa ați fost și eu, voi, așa am fost și eu. Când ești adolescent, vrei să ai repede ceva. De-aia foarte ușor un adolescent poate să propună, dacă ar fi chemat la un interviu de angajare, să zică, din start eu vreau să fiu manager. Într-un adolescent există atât de multă, cumva, forță, că știe că poate să facă atât de multe, dar nu îi se dă șansa pentru că îi privit ca fiind un copil încă mic. Și adolescentul trăiește cumva frustrarea asta că nu este apreciat la adevărata sa valoare, că nu este respectat la ceea ce el e capabil să ofere lumii și să facă. De multe ori își supraevaluează propriile puteri, dar un adolescent nu-și poate să-și dea seama în clipa respectivă decât când e pus în fața faptului împlinit. Are atunci foarte multă forță un adolescent, dar nu are cunoaștere și forța. Dacă ar fi în aceeași măsură pe la vârsta adultă, cu cea care a fost în adolescență și cu cunoașterea de la vârsta adultă, ar fi omul perfect. Adică să ai energia de când ești tânăr și cu cunoașterea care ai pe la 40 de ani, să zicem așa. Dau un exemplu, cele două puse împreună ar fi un, o rachetă de om în momentul respectiv. Dar uite cum e împărțită viața. În adolescență ai multă forță, vrei să faci multe te îndrăgostești, dai lum, fatalism complet, dai totul peste cap, tu le știi, ai revelații, ți-ai dat seama brusc, vrei să pleci în lume, să faci aia, să revoluționezi totul, e multă, multă energie. Mai sunt și adolescenți cu cunoaștere, cei drept, dar -s puțin și cum îți dai seama, le dai o șansă de a am spus, mereu unui adolescent trebuie să-i dai o șansă, poate în el se află un geniu și ne neînțeles și, într-adevăr, lasă-l odată să se ducă ca racheta, dacă s-a bușit, fie acolo pe post de consolare și nu-i scoate ochii, ți-am zis eu, pentru că asta e dureros pentru un adolescent, să audă chestia asta, are nevoie doar de un număr pe care să plângă o consolare, cineva să-l înțeleagă și să-l accepte așa cum e, să fie apreciat pentru inițiativă măcar. Iar un adult, în schimb, are cunoașterea, strâns ce-i bun, ce-i rău, ce nu-i bun, în fine, are experiența, poate și a eșecurilor multiple, dar nu mai are energia adolescentină și atunci, evident că nu e ok. Dar a spus că invidia între adolescenți poate să existe. Adică prin ce are un copil, ce are un adolescent și ce are celălalt Tu te vezi că deja are mașină la 18 ani, tu n-ai mașină Celălalt are un ten fără bube și coșuri, tu nu ai fără coșuri El deja a făcut sex sau ea deja cu un bărbat Băiat, tu încă n-ai făcut Ești privit ca prost dacă ești virgin și tot așa mai departe Ei au părinți bogați, tu nu ai Părinții lor sunt încă căsătoriți, ai tăi nu mai sunt, au divorțat Vezi? Mai apare un factor al invidiei că familia ta e incompletă la școală e mai apreciat de profesor, tu nu ești. El are prieten cu care să iască și o gașcă, tu nu ai prieten cu care să ieși. Atunci se naște foarte multă invidie. Tot undeva din educație există un defect și anume între cei care sunt așa de privilegiați la vârsta respectivă, părinții trebuie să învețe să fie foarte cu multă compasiune vis-a-vis -vis de ceilalți colegi de-ai lor, adică, domnule, nu are, dai oferă -i. uite, împarte cu el, împărtășește, ajută-l și pe -l, cheamă lângă așca adică să aibă compasiunea, un adolescent trebuie educat, altfel o să se umfle așa ca un crai, ca un mânz, ca o, ca o iapă de-aia nărăvașă adolescenta și atunci o să fie toată în flăcări pe scările liceului, pe când cealaltă săraca de-aia nu știe. Și atunci trebuie învățată aia mai privilegiată să invite și pe cealaltă în viața ei să o învețe, să o ajute, să o susțină, să o aprecieze, să fie băgată și în seamă. Dar nu există educația asta insuflată către adolescentul să-l numesc privilegiat. Pentru că na, față de cel care nu-i privilegiat, părinții acasă iară trebuie să le duce și să spună că ea s-a născut așa, a avut o familie, există alte date ale problemei în casa respectivă, de aia ea are și nu are încă ceea ce are. Poate are un ten mai, nu știu, frumos, prietena pe care tu o invidiezi, dar tu, pentru că ai schimbări hormonale și poate o să faci, nu știu, mai mulți copii din cauza asta, e necesar să se întâmple acum la tine, adică trebuie să îi se explice și la fata cealaltă că nu a s-a născut cu mir în frunte, ci că și ea are calitățile ei și trebuie spuse. Nu să-i spui, dar normal că, ca părinte, la asta ta neprivilegiată, ei așa au, că nu știu, au bani, au furat, că sunt părinți care asta fac. În loc să ajute adolescentul lor non-privilegiat, îi mai și bagă în cap să-l invidieze pe la privilegiat nu e educați corect așa, trebuie să le explicați care sunt aturile lor și de ce s-a ajuns ca ăia să aibă și noi nu. Au avut altă școală, au învățat altceva părinților, au, au avut alte direcții, au avut poate mai mult curaj, adică le prezentați calitățile. Știți, un om nu are cum să devină vreodată invidios pe un alt om dacă încă din frage de vârstă știe să analizeze și să observe ce are un om în plus și în minus față de ce ai tu n cum să fii invidios vreodată pe un om că s-a făcut ceva dacă tu te analizezi pe tine, băi, eu n-am avut înclinația aia, nu mi-a plăcut să zicem matematica, da? N-am fost bun asta, e normal ca celor să ajungă mai tare ca mine. Dacă nu ai o evaluare sănătoasă asupra propriului tale puteri, ce ai bun și ce nu și nu le evaluezi la a le compara cu tine, tu cu tine și cu datele problemei din fața ta, din viața ta. Da, eu am crescut la sat, într-adevăr, n-am avut mâncare, dar. Nu mă pot compara cu omul de la oraș și nici nu-l pot invidia pentru că eu am avut alte calități, alte lucruri dobândite, am aer mai curat în oxigen, am mâncat mai sănătos, poate m-am jucat pe stradă, am dobândit alte calități. Ăla de la oraș a la bloc, dacă vrei să pui în balanță, el a pierdut ceva, ceea ce eu am câștigat. E, eu am pierdut poate o lume mult mai versată și o să mai inocent și tântă din cauza asta, dar inocența m-a lăsat să-mi păstrez sufletul și inima mai pură și uite vezi, învățând să compar cu datele problemei, n-ai cum să mai devii un om invidios, dar dacă te compari cu ce ți-ai dori și sare așa din viața ta, din pielea ta, din datele tale în viața altora, fără să compari cu nivelul la care a trebuit să compari ceva, suferința apare mereu. Mai există invidia între bătrâni. Băi, dar tu ai îmbătrânit mai tare decât mine. Și să auzi bătrânii așa între ei. Uite, băi, mie mi-au ieșit Ridor, dar țin că, uite, eu sunt mai puțin cocoșată decât tine, uite, eu nu merg cu cadrul ăla, așa, eu merg cu bastonul. Eu am copii, fata mea s-a făcut medic și a ta nu s-a făcut, s a făcut șmecheră de televiziune sau, nu știu, mie îmi vine în vizită nepotul și nu știu cum, sau n-ai nepoți. Nai n-ai nepoți, dai seama, e o criză mare între bătrânii care și are și n-are nepoți. Da, aia mulți bătrâni vor să aibă nepoți ca să aibă cu ce se mai laude. Ca asta e altă chestiune, nu? Se întâlnesc babele afară și discută toate între ele și se laudă ce are și ce n-are. Și dacă ești una dintre babe care n-are încă nepoți și alea la alte au, vărleu, doamne, frate, ce acolo, măcel. Adică cum? Ce fata ai tu, mă, sau băiat, să n-ai încă nepoți, dar nu vezi ce vârstă mâine, dai ori tu popi și tu ai încă nepoți, n-ai împiști un n-ai terminat psihic pe nepotul tău, nu l-ai terorizat, n ai făcut terorist, adică noi toate am reușit să manipulăm copiii noștri, să ne lase nepoții nouă, să facem din ei niște teroriști și tu încă n-ai ajuns ca noi? N-ai ești bună manipulatoare, fă, femeie, încă n-ai învățat asta. Da, e ceva, să fie, vezi, invidia între bătrâni. E incredibil, n-ai să crezi că mai există așa ceva. dar există și invidia între bătrâni. O să-i vezi acolo. Tu ce pastile bei? Ai, ah, eu beau numai de inimă? Pff, tu ai multe de luat și de diabet, și de cap, și de creier, și de mișcări, și de tremurat. Să vezi invidia pe pastile. Tu la ce medic te duci? A, ah, eu m-am dus la medic cu celălalt. Invidia pe ce medic poți să te duci și ce nu. Ai prins deja programarea la el și nu am prins. Invidie, frate, și la medic. Te-ai prins pe la, nu l-ai prins. Ați adus ție pensia întâi poștașul, n-a trecut întâi pe la mine, de o stau la apartamentul, nu știu, stai la 2 și a trecut întâi la 2 și n-a trecut la 1. Invidești și pe poștaș. Invidești și pe pensie. Cât ai pensia? Hai de mine, atât ai pensia, ai furat mă la viața ta, de aia ajuns, ai să auzi cum își dau pe față, atunci invidei pe față la bătrâni. Acum nu știu mai ascunde, ce că nu știu când mor și mai bine să fie la informat, clar, că este invidiat. Și că cu asta basta, ce rost are să ne mai ascundem acum la vârsta asta, să ne mai ascundem? Pleacă mă de aici. Mai bine ți-o spun așa în față, uite așa, oricum n-ai cu cine să mai stai decât tot cu mine, care știi că nu te suport sau te invidiez, că nu, nu găsești ceva mai bună conversație decât cu mine. Uh, invidia între mamă și fică. Mama poate să fie invidioasă pe fică, că e mai tânără, care succes, care vitalitate, care are bărbați care o admiră, care, nu știu, că își urmează visul pe care, la care ea a trebuit să renunțe. Acolo e foarte mare invidia când fata ei ajunge să poate să facă ceea ce ea n-a putut. De exemplu, fata a vrut să facă, ea vrut să facă coafeză și n-a putut, că așa a sacrificat tinerețea crescând copilul. Și până la urmă decide fata să se facă coafeză și devine și una de succes. Sunt multe mame care poate le-ar aprecia și le-ar susține, dar sunt multe care ajung să fie, fără să-și fără să dorească, evident că așa o să spuneți, dar nu ne-am dorit, dar nimeni nu a zis că și-a dorit să devine invidios A ajuns așa și vezi așa cu ciudă că ea face ceva la viața ei și tu n-ai putut că ți-ai sacrificat viața Uite, ajunge, nu știu, să pe vremea ei poate să chinuia, să cumpere cârpe, să facă, nu știu, scutece, da? Și invidiață acum pe fiica asta că ea poate să arunce așa scute ce să pună repede și are timp și de altele, nu știu, se uită la film, să se relaxeze. Și vine așa mai asta și poate să-i spună, auzi mă, dar tu-ți permis, să stai așa, să te uiți la televizor, ai un copil de crescut, dar tu spui, mă odihnesc. Dar cum să te odihnești? Că ai un copil, fă mâncare, fă ceva, ca și cum, dar ce, numai eu am fost proastă, așa se traduce reacția. Numai eu am fost proastă, adică eu m-am spetit, am muncit, am transpirat, am făcut și tu acum ai și tehnologie, ai lucruri mai la îndemâne, e mai ușor să crești copilul și tu ai timp să te odihnești când eu am nebunit și atunci normal că moare de invidie pe ficăsa. sa, fără să-și dorească ce drept, Doamne Fresh, n-am zis că vă doriți, dar te, te roade așa să vezi că tu pe vremea ta n-ai avut ce are ea. A, îți permiți să-ți iei una care o doică sau o, de asta, un babysitter? Mai da, eu te-am crescut mă singură, mă, ți -ți trebuie babysitter. Da, tu o okay, tu vrei să vii să mă ajuți, o okay, pe mai ta. A nu că s ocupat, am serviciu în carieră, nu știu, crește singură, că și eu te-am crescut singură. Adică e o chestie de a eu m-am chinuit, te chinui și tu acum, uite așa, de al naibii să vezi ce înseamnă cât m-am chinuit eu, se numește invidie pe fata ta. Vezi că ei merge bine să descurcă care un baby star, și -a luat, nu că are și ea de citit ceva sau nu știu, de între sinu, familia, că nu are niciun beneficiu de la tine, nici nu ajut, nici bani nu-i dai, nici nu-i crești copilul, nici nimic, de-aia vrea să descurce. Nu-i bine, frate, nici așa, nu-i bun. Adică cum îți permiți mă să chem una de aia, o străină, să aibă grijă de copilul tău? Păi de ce să faci altceva? Îmi dai tu bani să stau acasă? Nu. Păi să-ți dea bărbată tu mă, că atunci se ia de bărbată tu. Trebuia să te măriți cu unul mai bun de aia nu te chinui așa mult. Trebuie să te măriți cu numai mai bun. ți luat pe ăla, nu-i bun de nimic, nu-l duce cap, uite, puteai să te măriți cu Xulescu, era mai bogat, la. Nu, nu te vă să mai muce și tu explici, știi că e visul meu, mamă, știi? e în pasiunea mea, mie îmi place să fac asta. Adică eu nu simt serviciul meu ca o povară și îmi place, mă detenționează și Chiar dacă avea în el bani, eu tot asta și fi făcut, aș fi stat acasă și aș fi căutat un timp și pentru hobby-ul meu din care câștig bani sau e munca mea. Nu pricepe. Ea e invidioasă în continuare, pentru că pe vremea ei oricum nu a avut bine. Cei drept nu au avut, eu le înțeleg. Dar până la a pune bețe în roate și a-i denigra activitățile la fiecare, că ea a ales totuși să facă ceva, care și de unde, nu? Tehnologia, lumea a evoluat și sunt lucruri care merg mai ușor ca înainte. Nu se mai duce la compădărături, comandă pe, nu știu, o aplicație să vină la ușă. Vai de mine, cum? da du-te tu, dar nu poți să cobori să te duci, dar vezi că e mai ușor. Nu vrea, domnule, mai ușor. Nu vrea să vadă că tu o duci mai ușor. E invidioasă. Moară de invidie, dar nu-și dă seama nici nu vrea să-și recunoască pentru că e frică că e mamă și cum să aibă ea astfel de sentimente atât de negative vis-a-vis -vis de o la ei, se teme doar de o providență, de divinație, de Dumnezeu, de ceva, se teme de nu pot femeile asta să-și recunoască că sunt invidioase. Mai există și invidia de la tată la fiu. În primul rând, mai ales când din frage de vârstă și din frage de copilărie, când vede că o ia pe maică sa, pe nevastă sa de fapt de lângă el, că îi oferă mai multă dragoste soția lui fiului decât că e bebeluș, evident. E invidios că îi acapărează toată atenția ei. Alea așa mai trece el cu vederea și în fine. Dar când deja crește băiatul și are deja șase, 7, 8, 9 ani și devine și el așa mai posesiv cu maică sa, deja apare rivalitate între tată și fiul. Nu suportă că îi o fură pe maică sa de sub nas. După aia când mai crește, e invidios tatăl pe fiu care gagici faine la școală. După aia e invidios dacă ajunge să aibă o soție mai mișto. Că ar fi vrut de fapt el să facă sex cu noua lui iubită și soție, dar el nu mai poate. Este invidios pe falus, e invidios pe erecțiile lui fiusul că el poate să aibă femei și el nu mai poate, mai ales dacă a fost un mare crai la viața lui sus sau un mare șmecher și un blac cu multe femei și acum nu mai poate, că nu mai poate, așa s-a consumat bateria complet și fiul să începe el să devină. Mm. Mai ales dacă invidios sunt tată pe un fiu, dacă fiul său reușește să-și facă propria lui afacere și el a fost toată viața un angajat și îl vede mai capabil intelectual. E invidios pe fiul dacă și-a găsit o soție mai descurcăreață și trăiește pe picior mai mare decât a făcut el vreodată. Poate să fie invidios pe fiul său că are realizări și face iarăși ceva la viața lui, la fel ca și mama, în versiunea mamei, în versiunea tatălui că ajunge să facă fiul ceva ce el n-a putut niciodată să facă. E invidios dacă vine, el e un bărbat cu bani, tata. Și fiul său ajunge să facă niște afaceri sau altă carieră decât i-a programat ex-ul, De exemplu, el e avocat mare și s-a gândit că fiul sigur o să fie avocat, că doar asta e, avem firmă de avocați. Și el se face chitarist, nu? Și își face trupă, și devine cel mai mare chitarist, și devine iubit pe plan mondial. Nu, nu o să suporte asta, e invidios pe fiusul că și-a urmat propria sa vocație. De fapt, dacă un tată își iubește copilul nu cu adevărat, o să fie fericit pe succesul lui, mai ales că face ceva din vocație, din ceva ce înalță sufletul. Știi? El avut, nu și-a permis să facă ce a plăcut, a trebuit să învețe școală și o meserie din care să facă bani, nu din ceea ce și-ar fi dorit. Și atunci a avut timp său să aibă privilegiu că i-ai dat confortul casei să învețe și să nu meargă să muncească ca și tine să-și urmeze visul. E, dar tu ai vrut să-ți urmeze visul tău. Și el și-a urmat visul lui că i oferit pe tavă, nu condițiile. Și acum ești invidios pe el că el face ceva și te simți exact așa, mă simt trădat. Mă simt prostit, adică fiul meu, eu l-am susținut, i-am dat și haine, l-am dat la școală tot și am crezut că o să fie avocat să mă ajute și el acum se face chitarist. Bă, dar vezi, are succes, e cineva. Nu contează, trebuia să facă ce zic eu. Că i-am dat tot, păi și atunci nu trebuia să te bucuri că el a avut condiții mai bune decât tine să-și urmeze visul, chiar dacă tu ți-ai sacrificat visul ca să devii un om cu bani. Mm. Nu, nu înțeleg nici ei așa. Invidia poate să fie și între copiii mici. O să-i vezi când se joacă sim video și că unul are mașinuță mai bună, că unul are păpușica mai frumoasă, că aia altă are nu știu ce, că mami ei a gătit mai bine decât mi-a gătit mami meu, că mami meu mi-a cumpărat și ție nu ți-a dat copiii și trezesc invidia unul altuia. Și asta au învățat-o tot de la părinți. Să țineți minte de la mine. Uh, invidia între uh, în copilul față de adult. Un copil poate să fie invidios și pe adult, că de exact de când e mic, are așa un spirit care vrea să trăiască libertinaj și libertate, care sunt două concepte diferite. Și atunci ajunge un copil să fie invidios pe un adult care are dreptul să conducă o mașină, să iasă să cheltuie, să aibă banii lui. Și vezi așa deja de la 9 ani că îi devine invidios pe adult. Poate să facă dragoste că stă cu mama sau cu tata, fie fetiță, fie băiețel. Există invidia și de la copil către părinți și ar fi bine să le detectați din timp când se bagă și în pat între voi și nu vă lasă să aveți intimitate. E un copil acolo invidios și gelos pe unul dintre voi și multe, multe aveți de lucru oricum. Dacă îi lăsați așa, creați voi mai departe o societate defectuoasă, una în care de fapt voi ați vrut să scăpați, crezând că dacă faceți un copil o să fie o lume mai bună. Doar că gena voastră s-a transferat la voi și credeți că o să fie o versiune mai bună, nu-i destul, că există și epigenetica. Pe lângă genetică, care nu este determinată în a crea un copil mai perfect decât ai fost tu, există epigenetica, adică mediul influențează gena. Mediul în care crește copilul poate să fi fost o familie toți așa linie de deștepți, ars, toți, educați, că mediul în care tu le-ai oferit copilului i-a influențat și a scos din gena lui tot ce mai rău. Și atunci te miri tu de ce... Așa cum sunt și copiii, genial dintr-o familie săracă, modestă, însă și mediu i a oferit copilului o liniște și o pace în inima sa și iată că am florit o minte excelentă de acolo. Uh, invidiosul, asta v-am spus, care vrea ca altul să fie invidios pe el, a oamenilor pe un cuplu, poate să fie oameni, noi toți așa, la grămadă să fim invidioși, de exemplu, pe un cuplu. Nu suportă oamenii să vadă declarațiile uh, așa, pe față, de la un cuplu către celălalt. Bine că vă plac mă, scandalurile, când se iau de păr, când divorțează, vă plac astea, nu? Dacă când scrie un bărbat către o femeie ceva frumos, sau o femeie către un bărbat zice ceva frumos pe rețelele de socializare, alea așa vă. și se laudă și ăștia, domne, vă prezintă un exemplu că se poate, că există dragoste, cum un bărbat poate vorbi frumos cu o femeie, că o femeie poate să fie altfel cu un bărbat nu vă place, dar vă plac așa când se iau de păr, când se bat, când se scuipă, când își aruncă bagajele, divorțurile astea vă plac, nu? că vă arată viața voastră că nu e așa de gravă ca de fapt a celora care și-o prezintă. Că se poate mai rău de atât, nu? Asta vă încânt, vă încânt. Nu cumva să admirați un cuplu care se iubește așa și prezintă. Cât naște invidia de fapt vor să ne facă pe noi invidioși. Nu, nu vor. Mulți vor așa, pur și simplu se bucure în văzul lumii de propria lor iubire, în același timp crezând că poate și alții vor fi inspirați să iubească din nou, să se îndrăgostească din nou, să aprecieze din nou, să-și reia o relație mai veche unde au recunoscut ceva în aceasta. Mai poate să fie oameni invidioși pe alte popoare. Acolo e invidia așa la o masă mai mare. Și o românul e unul dintre popoarele care își exprimă foarte pe față și cu foarte multă mândrie invidia față de alte popoare. Ai văzut, măi, ce drumuri au. Ai văzut, mă, aia ce magazine au? Dar tu ai văzut, mă, aia cum trăiesc? Că uite, la noi nu avem așa ceva. Dar de ce mă comparați, mă, cu alte popoare? Cine v-a învățat să vă comparați cu alte popoare? Hm? Nu mai invidia v-a învățat să vă comparați cu alte. Eu știu că voi vreți mașini, adică autostrăzi și eu vreau. Și eu știu că vreau să am, nu știu, mai multă curățenie în țara mea. Știu că vreau să am oameni mai cu mai multă verticalitate. Știu că vreau să am poate niște, nu știu, aspecte care le vezi în altă, în altă țară, dar nu puteți compara și blama. De ce? Pentru că ea, în primul rând, au un alt istoric, o altă istorie, au trăit altfel, au luat alte decizii, o altă mentalitate, au fost altfel educați, sângele, apă nu se face, sunt altfel setați, de la genetică, epigenetică, de la antropologie, tot bagajul la îi aduce astăzi așa. Noi avem și noi ceva, avem și noi alte chestii care ne-au făcut să ajungem până aici, inclusiv și invidia care o simțim, da? Dacă alte țări au admirat, de-au ajuns să aibă, e din cauza admirației. Noi am invidiat. Noi de -aia nu avem ce au alte. Știți de ce? Pentru că noi ca popor nu admirăm, noi ca popor știm doar să invidiem. Alți oameni din alte popoare se uită așa peste gard și ei, dar ei admiră, vor să fure ideea și o implementează. Ei observă și admiră, se simt inspirați și o implementează și la ei. Ei nu îi invidiază. De-aia alte popoare încep să aibă sau să îmbunătățească ceva pentru că în ei se naște admirația, observația, determinarea și implementează. Au altă mentalitate. Hello! La noi, în primul rând, avem o altă istorie, o altă, să zic așa, antropologie alte alegeri s-au făcut, altcineva ne-a cotropit, alte, 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 alte setări, alte, alte tradiții, alte cultură, poate altă religie, alte, altceva, alt mediu, alt aer, până și aerul e diferit. Numai dacă te muți dintr-un oraș într-altul, aerul e diferit. Tu dai seama, toate astea influențează un om, o societate și o cultură. Ca la un moment dat să ai altfel de alegeri să trăiești așa, da? dar noi ce facem? Noi, așa cum suntem cu capul ăsta, stăm și invidiem pe ceilalți și noi ne criticăm între noi. La noi nu există un spirit așa de grup uh, în a dezvolta ceva. La noi spiritul de grup este de a critica, de a arăta cu degetul, de a împroșca cu noroi, de a râde de celălalt, de a face glume pe seama lui și de a ne uita așa peste gar la vecinii noștri și să spunem, uite, băi, română nu-i capabil, nu-l duce capul, politică, ca oameni. Întotdeauna să știți de la mine, și am mai repetat că. Conducătorul pe care îl avem sau pe care îi avem reprezintă chipul poporului. Cum e poporul, așa sunt și oamenii. Doar dacă îi blamați, îi criticați, îi înjurați, scrieți despre ei urât, nu să se schimbe, pe voi nu vă face mai buni. Cu cât îi criticați, înjurați și blamați și nu luați măsuri fizice, concrete, măsurabile, palpabile în gesturi și în acțiuni și închideți gura cu fermoarul și faceți ceva în grup așa frumos, nimic nu o să se schimbe. Crezi că dacă tu proști cu noroi într-una despre un politician se schimbă ceva, ăia au stomacul format. Poți să-l înjuri să-i spui câte vrei, poți să faci campanii anti, să ieși în stradă cu zilele, vezi, vezi, că vine frigul. Când vine frigul, întotdeauna încep protestele. Când e cald, nimeni nu vine la proteste, ca să vedeți ce popor suntem. Când e cald, nimeni nu face niciun protest. Toată lumea e în concediu, la mama ai plecată, e undeva, e pe drum, nu avem timp, doamne, de protest până și politicienii sunt. Vă luați o pauză cu toți, așa, în aia de a minți și voi din amproșca cu noroi. După aia, când vine frigul și vedeți că nu e căldură, nu e apă, nu e mâncare, nu e nimic, vă amintiți cine? Politicienii, normal, haideți să în stradă. Eu nu le țin partea, dar suntem oamenii care ne merităm conducătorii. Și cu asta basta. Nu sunt nici ei vinovați, nici noi. Nu avem ceva în setările noastre, noi nu avem. Ne lipsește ceva și noi trebuie să ne uităm, dacă vreți, cu alți ochi, la alte popoare, să vedem ce mentalitate au aceia, cum gândesc altfel oamenii. Că dacă începem să gândim diferit. Acționăm diferit. Dacă acționăm diferit, avem rezultate diferite. Și dacă avem rezultate diferite, trăim diferit. Și dacă trăim diferit, avansăm diferit. Și dacă avansăm diferit, avem alte perspective. Și uite, așa, și totul pleacă de la o simplă mentalitate. Dacă vă schimbați mentalitatea din a jigni, în proșca, arăta, a invidia alte popoare, dar nu știu ce, nu se schimbă în țara ta. Tu dacă îți faci un palat în țara ta că ai văzut în alte țări, nu înseamnă că ai îmbunătățit aspectul României. Adică dacă ai văzut alții că și-au pus nu știu ce statui, că sunt castele, ai văzut în Scoția nu știu ce castele cu statui, cu lei de aia și vii tu și îți faci castelul tău acasă cu lea ca și văzut în străinătate, tu nu ai făcut decât să aduci penibilul, pentru că nu are nicio treabă una cu alta, e ca nu cam perete să vezi așa ceva în țara ta, adică nu se păstrează niciun stil, nicio stofă, nu are niciun sens, nu aștept pe nimeni, mai și un deal așa căzând undeva cu camăcăi, îți ridici tu că așa ai văzut nu știu unde în Scoția, dar acolo e teren, alt mediu, plouă altfel, se întâmplă lucruri, cresc muși pe castelele alea, arată diferit, la tine o să arate nu știu, trec vacile pe stradă și tu ai castel. Noi copiem ce au alții în alte țări, că vrem să arate și la noi, dar noi uităm de ce avem noi mai frumos și ei, când nu o să se schimbe mentalitatea, nu o să se schimbe nimic, nu o să se schimbă mentalitatea, nu o să se schimbe nimic. Când vă schimbați puțin felul în care invidiați și măcar admirați, când admirați furați, idei, chestii, ce se face, ce nu, aduci, vezi dacă se potrivește tradiții tale, culturii, aspectului României, voi vă lăudați cu România doar pentru că avem munți, râuri, ramuri, marea, toate anotimpurile le avem. Și cam atât vă mândriți cu cine a fost, cu dacii vă mândriți mult. Pff, aia ați dat-o daci, deja săracii au transformat. Toți spiritualiștii se folosesc de dacii noștri ca să facă bani cu voi care credeți în puterea dacilor de dinainte. Adică voi de da, asta, seama, voi nu aveți nicio putere astăzi că trebuie să vă luați puterile de la daci. Așa lipsiți de puterea ați ajuns încât vă duceți să faceți, nu știu, să vă extrageți așa cu seringa de la Daci puterile care voi nu le aveți. Ei nu s-au legat de nimeni ca să aibă puteri, ei au fost ei înșiși. Nu? Și au fost un exemplu, dar voi astăzi, pentru că nu aveți nimic, Vă duce și în spate, așa, să luați putere de la Daci. Mergeți, mergeți, umpleți-vă de putere, așa, bate vântul, gata, te-ai simțit încarnat Daci de demult. De ce? Pentru că tu nu mai ai valori în jurul tău, în zilele tale, n-ai de unde să te inspiri. De ce? Că vezi numai rahatul în jur. N-ai de la cine să înveți, nu ai ce să te... N-are ce să te încânte și atunci te uiți în istorie. Și pe unul îl exorcizezi, îl întrupezi, îl, ce vrei tu, îl faci așa din entitate, un medium, scoate din el ceva și a intrat în tine duhul lui, că cam așa rezolv problema vieții tale, baci duhurile altora în tine, a oamenilor decedați de mult ca să fiști tu omazi. Asta e soluția omului de astăzi. Întrupează, ridică, contactează alte spirite ca să intre în el, poate, poate așa, activează și în mine marea preoteasă. Măi, ca să vă învăț, da? Că de critici suntem plini cu toți. Priviți la un om pe care îl admirați sau pe care acum îl invidiați. Apropiați-vă de el. Chiar dacă îl invidiați și simțiți către el invidie, spuneți-i o apreciere. Îmi place mașina ta. Îmi place soția care o ai lângă tine. Deschideți sufletul și spune ceea ce îți place. În primul rând, că vezi pe un om care s-a realizat. Uite, apreciez că ai reușit asta. Felicitările mele că ai reușit. Poți să mă ajuși pe mine sau dăm și mie un sfat. Am nevoie și eu de o sugestie, cum anume să fac. E foarte important, ca și atunci când simți invidie, să scoți din tine afară și să-i spui celălalt, măi, nu spune niciodată că e tipic românesc, vă invidiez. Vă invidiez pe iubirea voastră, dar într-un sens bun vă invidiez, nu. Nici deci măcar cuvântul să nu-l mai folosești. Spune, te admir. Admir iubirea voastră, mi-aș dori să am și eu așa ceva, vă simt în mine că există râca aia, da? Aș vrea să nu mai am. Și de am vrut să vă spun și vouă că vă admir. Te eliberezi în ori jumate din bagaj și din venin a ieșit afară. Vezi în altă țară, se întâmplă ceva, Contactează un om de acolo, întreabă care e istoria voastră sau citește istoria lor, vezi ce i-au format pe acei oameni, uh, nu știu, studiază din mai punct, multe puncte de vedere, vezi și care sunt non beneficiile în urma lucrurilor care le au, poate au mai multe autostrăzi, dar nu mai au așa de multă natură, nu? Uite, noi avem poate mai puține autostrăzi, dar avem mai multă natură. Asta e, mergem cu căruța pe când, dar mai avem aer curat. Adică întotdeauna vine cumplu și un minus orice și va trebui să sacrifici și să-ți asumi dacă vrei să ai ce ai ceilalți. Puneți întrebări și arătați-vă aprecierea. Pentru că doar să invidiați și doar să criticați nu o să se schimbe nimic. Asta dacă vă ambiționează și dacă ați realizat ceva fiind ambiționați din invidie, la finalul când veți dobândi din această sursă invidie, ambiție, egal am reușit sau dacă dacă nu aveam asta reușeam. Tu trăiești un mare gol. ținți frustrare față de viață, față de oameni, ești mai urât sufletește. Se merge la un dat ceva rău, ceva se întâmplă, pocnește, arde, se sparge, moare cineva, se întâmplă ceva pentru că energia invidiei aduce cu ea foarte multe alte, dacă vreți numiți entități, că sunteți la modă cu denumirea asta. Așadar, ca să mai anihilați din chestia asta și simțiți invidie, spuneți-o, băi, uite, mie îmi place că ai, mi-aș dori să am și eu, nu știu, iar ta e mai verde, cum ai făcut-o mai verde, zim și mie. Nu vrei să-mi spui, te credi, secretul tău, adică nici nu-l detestați dacă oamenii nu vă dau secretelor, de ce? Pentru că se tem. Că n-au încredere să vă dea și din tainele lor cum au reușit Că știi cum e, omul se străduiește mult să fie un om bun, să reușească pe puterea lui Și atunci să dea altuia fără să vină omul ăla cu gânduri bune de 2-3 ori, de 4-5 ori să vorbească, să insiste Nu o să ți le dea, nici ție, de deci, iarba mea mai verde, e, păi n-am de ce să zic Pentru că încerc și eu să mă oferez de tine, nu? De ce să mi se ia? Invidia a fost din totdeauna încă din cele mai vechi timpuri pusă pe o energie extrem de malefică foarte puternică, de exemplu, de aia la copii mici se așează o brățară roșie și plus în alte popoare tot felul de obiceiuri sau, am mai bine spus, amulete sau rugăciuni pentru că este o energie extrem de malefică, foarte puternică, care indiferent dacă o poți controla sau nu, pentru că un invidios de multe ori nu o poate controla, generează în celălalt niște, să zic așa, mutări în apele lui cu omul, e undeva la 75%-80% apă, foarte multe modificări în acel om și atunci fără să-ți dorești cu un ochi rău de al tău care îl arunci către celălalt și dacă ai și niște numerologic, dacă ați aflat despre voi, se vede și acolo cel care poate să, să deoache sau să invidieze sau să distrugă energia altui om, că se vede numerologic foarte bine asta. Uite, fizionomic, poți să să-ți dai seama că un om e invidios. Un singur indiciu vă dau, pentru că nu vreau să vă îndepărtați de oameni invidioși chiar așa, dar unul indiciu că un om are predispoziția să fie un om invidios, nu neapărat este, dar o mare predispoziție, este atunci când are colțul intern al ochiului ascuțit de tip gheară. Puteți să găsiți și în cartea mea, dar e așa de tip gheară, e foarte alungit în partea inferioară, ascuțit. Uh, ăla are un mare potențial să fie invidios sau să nu suporte pe un bărbat sau poate fi și un bărbat cu colțul intern al ochiului ascuțit și am văzut și eu pot foarte ușor să cadă în patima invidiei să o numesc așa alte indicii nu vi le mai dau de exemplu numerologii poate să aibă unul cu foarte mulți de doi întrebați-l pe Eduard sau puteți să instalați aplicația și faceți un calcul rapid acolo secretul meu și o să vedeți cam care energia unui om cu mulți de doi, poate și el invidia, fără să... Nu că îi predispoziție să la toți, dar acel om chiar poate transmite mult către celălalt din efectele negative ale invidiei. Ce mai avem aici? Um, invidia pe Ginere, de exemplu, tatăl poate să fie invidios pe ginerele său pentru că se culcă cu fică sa sau îi oferă o viață mai bună decât i-a dat el. E invidios de fapt pentru că ține la fata lui mai mult decât ca la o fică și asta nu se discută, dar e scandalos și vă spun eu că sunt tați care sunt îndrăgostiți de fiicele lor, le iubesc, dar niciodată nu s-ar atinge, considerând... Exact acest scenariu nu s-a atins de ea, nu a abuzat-o, n-a făcut nimic, dar în mare taină e foarte îndrăgostit de fică sa și atunci când apare un bărbat, să zicem că e și capabil, e ok, e tot ce trebuie, dar întotdeauna îi găsește un defect și bagă în cap fiicei lui că nu e bun, că e pe așa, că e pe dincolo, că merită ceva mai bun de atât, putea să vină și prințul de pe cer, că nici ăla nu era bun când de fapt tu ca bărbat te a trebuit să deseama seama că ești invidios pe un alt bărbat pentru că baza invidiei în faptul că ești îndrăgostit de fică ta. Mai sunt și mame invidioase pe nurorile lor pentru că ele au un fiu care urmează să se căsătorească cu o fată și ele sunt invidioase pe acea femeie sau pe deja soția asta. De ce? Pentru că odată le-a luat fiul, pentru că mâncarea e mai bună, la Nora pentru că ea gătește, că o iubește mai mult ca pe mama, că îi dă mai multă atenție și atunci ajunge să fie invidioasă pe noră uh, Pentru că i-a luat fiul, că undeva și ea în taina ei, dacă fata aia e super mișto din foarte multe puncte de vedere, ți aduce fiul acasă, e acolo, te lasă să-l sune, să te sune, e aproape de tine, adică nu interzice nimic, tu de fapt ești îndrăgostită în mare taină de fiul tău Și lucrurile astea sunt greu de digerat, știu, e greu de recunoscut, dar dacă fata aia e super ok versus băiatul ăla e super mișto pentru fiică ta, are tot ce-i trebuie și cu minte și așa și de succes și loial și ea e fată bună pentru fiul tu, tot, 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 n-ai ce să-i găsești niciun defect și te legi de niște chestiuni care sunt non-esențiale și tu ești atât de invidioasă și de ciudoasă pe fata aia sau tu ca bărbat pe băiatul ăla, voi de fapt sunteți îndrăgostiți de uh, copiii voștri și nu o să suportați niciodată cineva să se atingă de ei. Și asta va trebui să găsiți un ajutor psihologic să vă rezolvați aceste aspecte pentru că altă nu vă faceți viața de calvar copilor voștri fără să înțelegeți ce înseamnă de fapt ce se întâmplă cu voi. Bun, cred că am eliminat cam tot ce mi-am notat aici dintre versiunile de invidii. Evident că ele se pot manifesta și în lumea afacerilor, și între vedete, și în politică, e multe invidie și în învățământ și peste tot. Peste tot eu acum am prezentat arhitipal diverse versiuni. V-ați văzut ce mult afectează invidia și la școală, și între colegi, și peste, peste, peste tot. Ei cred că mai prezentă la fel de prezentă ca oxigenul și asta e grav. Și ar trebui să luați măsuri imediate pentru că pentru că nu-i nu bine să rămâneți cu ele. Nu vă ajută la nimic. Nimic bun nu v-a adus. E foarte prezent în viața noastră. Nu lasă invidia să iasă în evidență lucrurile frumoase care le fac oamenii. Invidia nu o să vă lase să vedeți și o lume mai bună, pentru că însăși invidia determină mulți oameni să vă prezinte doar o versiune rea a lumii și voi să credeți că lumea asta s-a deteriorat. Însă și invidia voastră face ca alți oameni să nu prezinte viața lor într-o manieră plăcută în ochii voștri și o să o prezinte într-o manieră neplăcută, tocmai ca să nu vă piardă ca și prieteni cunoștință sau colegi de muncă și așa mai departe perpetuați la rândul vostru o lume care arată urât. O lume ar trebui să fie văzută și din unghiuri mai frumoase, dar nu este voie, nu este dat. E ca un fel de posedare mondială. În care nu se lasă să fie arătată și frumusețea imperfecțiunilor vieții, Pie că ți-e teamă că se bucură cineva, uite, dacă ți se întâmplă ceva rău, nici nu poți să spui că ți se întâmplă rău. De ce? Pentru că se bucură oamenii. Să zicem că ai, ai avut momente mai multe frumoase în viață, da? Mai e și persoană publică și ai, nu știu, lucrurile rele care ți se întâmplă, te-au admirat atât de mult și ai și tu problemele tale. Dacă ajungi să le arăți, ale să nici n-arăți că ești uman, tocmai pentru că se vor bucura oamenii care de mult așteptau. Și atunci nu o să vedeți nici în oamenii pe care îi admirați cum e viața lor și ce e uman în viața lor. Și asta e trist, pentru că nu o să aveți nici lecții care să vă inspire. Uite cum s-a ridicat la loc, cum a reușit înapoi să-și revină. Nu o să poată să vă prezinte fețele astea acești oameni, pentru că, în primul rând, nu poate să recunoască că le-a fost și lor greu. Tocmai pentru că știu că vor naște foarte multă satisfacție în oameni, și oamenii abia așteaptă să vadă că ceva rău îți merge și ție după atât de mult bine. Dar pierdeți lecții importante cum și-au revenit, să știți asta de la mine, pentru că ar putea să vi le dea ca soluții și voi le ratați. Pentru propriile voastre, veți să le aplicați. Eu o să vă dau acum soluția pentru voi dacă simțiți invidie cea mai mare, cel mai bun lucru care poți să-l faci pentru tine când ești invidios este să începi să apreciezi și să începi să vorbești despre fiecare om când îl vezi să-i spui în față ce vezi plăcut și încep cu necunoscuții. Când ești în față la magazin și vezi la rând că e o, nu știu, o doamnă sau cineva are ceva frumos de la păr, la o bișterie, la o haină, la o mașină, orice, un câine, călcară, te oprești și admiri. Este un prim exercițiu. Poate nu poți să te duci direct la omul pe care îl invidie să-i spui ceea ce apreciezi la el. Ai forma supremă prin care vei reuși încet, încet să scoți veninul afară din tine și diavolii din viața ta. Dar să-ți minte de la mine că ți-am dat o soluție, și cea mai importantă soluție e în felul următor: că va trebui să arăți aprecierea și bunătatea, că e mult spus dar admirația față de ceva ce vezi în fața ochilor tăi începând cu necunoscuții, pentru că așa te antrenezi. Chiar dacă o faci cu jumătate de gură, chiar dacă ți este rău după aia, chiar dacă e o exorcizare personală pe care ți-o administrezi, voit, o dată pe zi, spui unui om ceva admirativ, dar îi spui, nu-i scrii, nu-i transmiți mental, nici intuitiv, nici cum dai, pui mâna pe telefon și spui că ai văzut o postare la cineva și ți-e cât de cât apropiat sau scrie atunci. Uh, uite, admir chestia asta, am văzut că ai ajuns nu știu ce călătorind. Apreciez foarte mult că ai văzut locurile alea. Nu știu, gândește-te și la mine când faci o baie în mare. Adică încep încet, încet să arăți această formă de apreciere față de uh, cineva, adică să încep să lauzi ceea ce știu că nu suport să faci. Pentru un invidios mai, uh, mai șmecher, așa, care e antrenat să laude repede, ați văzut cum arată invidia. Se uite așa cu jumătate de ochi. Mijește așa ochii. Hmm. Se uite așa de sus are așa o formă de dispreț. Cu jumătate de față, te măsoară de sus în jos, așa. Se uită tot când te-a prins în față, se uită de sus până jos, repede, 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 face scanare toată. Invidia poate să fie și una care se holbează așa în ochii tăi, se uită. ai ce faină, e! și nu vine să cred ce ai reușit, e incredibil. Sunt multe fețe, nu o să mă arăt aici pe toate, dar <gântări> le-am studiat pe toate pentru că le-am văzut în multe forme, toate în buse trase sub gura întinsă, ochii dintr-o parte dați peste cap, văzut un suflu, un fel în care respiră, un oftat, un <gântări> așa, multe semne sunt ce să zic înghițit în sec neprivind în not, privind prea insistent și zic da, da, îmi place ce faci ma, zi mai zime, așa o exagerare sunt multe, multe am cred că un catastif întreb de prezentare pentru că le-am în diverse forme și le-am înregistrat așa ca să îmi rămână și eu cum am un comportament așa care poate imita foarte bine, le-am antrenat să văd și eu cum se simt așa pe pielea ta și toate forme nu-mi -no, convine, mi-e ciudat toate fețele le-am făcut ca să văd cum e. Uh, se cere pentru cea care e versată sau cel versat care laudă așa și poate invidiosul să te laude să-i cer ajutor. Celui pe care tu l invidiezi, să-i cer un ajutor ajută-mă să fac și eu ce ai făcut și tu, să mă înveți pe mine cum să iub, fiu iubită, cum te iubești, să-i ceri ajutorul. Ăla e next level-ul pentru cel care deja își exprimă aprecierea și laudă să ceară ajutor. Asta e de făcut. Când ai reușit să începi să ceri ajutorul, înseamnă exorcizare. Când ai ajuns să spui admirativ cu cuvinte și să îți exprimi admirația față de cel pe care îl invidiezi, e mare lucru. Forma supremă la elementul foc când vorbește despre admirație și asta studiindu-o și în Egipt mi-a dat confirmare să zic așa cununa, admirație este bunătatea sau cununa de la invidie care o, o, o poți dobândi este să ajungi la cel mai înalt nivel și anume de bunătate Când poți fi bun cu cel pe care îl invidiezi Știți, omul rău nu este omul acela bun, 100%, este tot același om rău care putea să facă rău, dar a ales să facă binele. Așa și cu omul invidios. Știi că puteai să taci să rămâi un invidios, dar dacă ai ales să faci binele în ciuda resentimentelor și frustrărilor pe care tu le ai, ceva dincolo de tine, o credință sau o aspirație sau măcar să testezi, să văd ce bun se întâmplă în viața mea dacă devin și eu bun în ciuda frustrărilor pe care le-am, testează. Testează-l dacă vrei pe Dumnezeu că te va testa și el pe tine și ai să vezi că îți va arăta o altă fațetă a existenței. Merită să-l testezi și pe Dumnezeu, să vezi dacă merită să fii bun când puteai să fii afurisit, pentru că o să-ți ofere tot așa ca test dulcea satisfacție din viață care ți-o va lăsa așa până vei munci mai mult pentru ea, dar ți-o va arăta. Mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine. Vă îmbrățișez cu mult drag și vă doresc încă o dată să aveți o seară minunată, să vă fie cu folos ceva, ce v-am furnizat și să vă schimbe un pic din mentalitate și să vă îmbunătățească viața. Astăzi, în prag de sărbătoare, în seara mare de sărbătoare, v -am, v am vrut să vă dau o inimă mai frumoasă. I aveam tot ce puteam eu să ofer mai bun, e să vă ofer o inimă mai frumoasă, să o aveți voi care să bată în voi, o inimă mai pură, o inimă mai înălțătoare, care să vă aducă poate până de Crăciun ceva mai bun în viața voastră, dacă mai eliminați din acea invidie. Poate lucrurile care le faceți în viață lucrurile care le-ați ales au fost făcute din invidie și nu din ceea ce vă cântă în inimă de mult și în ureche și în ciuda beneficiilor care le puteți avea făcând ceva din invidie merită să faceți ceea ce vă dictează sufletul pentru că la final puteți avea mult mai multe beneficii urmând ceea ce vă place, nu ceea ce au alții și credeți că s-ar potrivi și la voi. Mi-aș dori să văd mai puțină suferință în oameni și să putem să ne arătăm și noi cei care mai avem lucruri frumoase în ochii voștri fără să stârnim invidia, fără să ne ferim Și să putem să arătăm și o lume mai bună în vremurile astea atâtea de urâte care poate unii le trăiesc, merită să poți să arăți și ceva bun în lumea asta Și nu putem să arătăm pentru că nu avem loc Așadar ține și de voi să ne faceți și voi loc Vă mulțumesc frumos și o seară minunată în continuare Vă pup și vă iubesc și o să ne vedem în curând pentru că o să vă prezint marele meu proiect care mi-a ocupat mult timp și care vin în fața voastră să vi-l fac ca o mare, mare prezentare și un mare anunț și asta va fi data viitoare. Vă îmbrățișez, o seară minunată, ciao!